Doamnelor, domnilor, fanaticilor, good morning, da? Sau neoșul, bună dimineața, suntem din nou la Fanatic Superliga, e 10.30 și începe show-ul, ca în fiecare săptămână, luni, marți și vineri de la ora 10.30, suntem în direct și în exclusivitate pe site-ul www.fanatic.ro, site-ul exclusivităților din sport și nu numai. Și apropo de emisiuni, în această săptămână vom avea emisiune și duminică dimineața de la 10.30, etapa este comprimată pentru că urmează meciurile decisive ale echipei naționale de fotbal a României, joia viitoare la Budapesta împotriva Belarusului, iar apoi duminică acasă, fără spectatori, din păcate, contra naționalei Andorei. Și asta vă spuneam, etapa următoare este comprimată, cele mai importante meciuri sunt puse sâmbătă, așa că duminică dimineață suntem la datorie și o să facem emisiune unde o să analizăm, bineînțeles, tot ce s-a întâmplat în runda respectivă, mai ales în ziua de sâmbătă, când v-am spus că am joacă toate echipele, FCSB-ul și așa mai departe. Începem prin a mulțumi sponsorilor, Aqua Carpatica, sponsorul premium al emisiunii, care ne menține în mega formă, da, în acest sezon. N-a fost rău nici în primăvara asta, dar parcă în sezonul ăsta am ridicat parcă nivelul, dar bineînțeles, fără Aqua Carpatica, na, e greu. Mai ales fără Flavors, dacă mai ești puțin Flavors, ai dat rovitura. Deci mulțumim Aqua că ne ajută să menținem ritmul, chiar să-l creștem și bineînțeles mulțumim sponsorului principal al emisiunii, Superbet. Invitații de astăzi, Bănel Nicoliță cu freza făcută cu apă cu zahăr. Azi am făcut-o frumos cu gel ca să fiu 100% sigur. Da, cu gel, da. Bravo, Bănele, bine ai venit. Vivi Răchită, unul dintre analiștii de forță de aici, de la noi, de la Fanatic. Salut, Vivi, și bine ai venit. Salut, Horia, bine te-am găsit. Și în partea stângă, un singur om care se asigură întregul echilibru al benzii stângi, Andrei Vochin, consilierul președintelui Federației Române de fotbal, Răzvan Burleanu, și ever forever, pentru totdeauna, un mare ziarist. Salut, Andrei, și bine ai venit. Aș putea să spun să română. Da, faci o cinste după emisiune. Dar ești tu niște mici. Da, nu, că sunt. Uite-te și tu cum arăt. Da, cam arăți. Dar ce-i cu tine? Te învăț. Da? Da. Ok, bine. Gratis. Învață-mă. Au încercat mult să mă învețe, dar nu le-ai ieșit. Vreau că ești gura după mână. Da, tu încearcă. M-ai înțeles? Știi cum e. Încearcă. Da, nu se știe. Arăți bine, bravo. Mulțumesc, cu degetul. Bravo, da. Și închide și ochii când faci așa cu degetul, da. Bun. S-a terminat runda seară, să zicem o mini-surpriză, da? Așa, o mini surpriză spre surpriză chiar. FCSB doar egal pe Arena Națională împotriva lui Cluj, 2-2. Clujenii lui Ovidiu Ioan Sabău au revenit de două ori, și la 1-0 și la 2-1. Haideți să vedem, oameni buni, clasamentul, da? Hai să vedem cum arată clasamentul în acest moment, clasamentul Superligii. Evident, pe primul loc este FCSB-ul, doar că, atenție, o să vedeți imediat, ecartul, da, s-a cam micșorat, da, una peste alta, din cauza rezultatului de ieri. Da, în momentul de față, hai că până avem clasamentul, a, uite-l, da, în momentul de față au rămas doar 4 puncte de CFR. Atenție, însă, CFR are restanță joi cu Sepsii pe teren propriu. Joacă la Cluj. Da, și, mă rog, poate să vină la un punct. Acum știți cum e. Cu Sepsii întotdeauna e complicat. Nu se știe niciodată, dar sunt șanse să vină la un punct. Bun. Deci după 11 runde, lăsați-l mare, că eu sunt mai chiom, nu văd. Așa. După 11 etape, avem așa, FCSB-ul lider în continuare, 26 de puncte, evident, echipa cea mai în formă până acum, CFR-ul un meci mai puțin, repet, restanța cu Sepsii de joi, da, despre care o să discutăm vineri la Fanatic Superliga, da, Universitatea Craiova 21 de puncte, după părerea mea rămâne o pretendentă foarte periculoasă Universitatea Craiova la titlu, chiar dacă lumea nu-i dă șanse, Rapidul 19 puncte și apropo de Rapid, la 13.30 astăzi, la suflet de rapidist exclusiv pe fanatic.ro, o ediție foarte interesantă, o ediție premium, da, ca să zic așa, o super ediție de suflet de rapidist. Robert Niță și Lucian Ionescu l-au invitat pe patronul Rapidului, pe Dan Șucu. Deci la 13.30, după ce se termină Fanaticul, rămâneți pe site-ul nostru, pe fanatic.ro, și o să vedeți ce are de spus Dan Șucu, unul, după părerea mea, dintre patronii de la care chiar fotbalul românesc are ce să înveți. Hermannstadt-ul arată
bine 15 puncte pe locul 5. Petrolul putea să aibă mult mai multe puncte, o să discutăm. Farul începe să revină, au și un meci mai puțin, 15 puncte. Dacă îl câștigă, se duc pe 5. Da. Deci dacă îl câștigă, se duc pe 5. Da, Sepsi doar locul 9, Craiova lui Mititelu doar locul 10, iar pe ultimile două locuri Dinamo și Botoșan, care par în acest moment cele mai slabe echipe. Vivi, doar 2-2 pentru FCSB. Prea multe inovații la Gigi? Prea multe schimbări? Prea inebunește pe jucător de cap? Stăteam și mă gândeam la 2-1, că l-am văzut și pe Edi Rănescu în tribună. Aduceam aminte de mandatul lui Edi, da? Când câștiga, da. Dar lui Gigi nu-i plăcea jocul. Da. Dom'le, vreau tiki-taka. Lui Gigi nu-i plăcea că îl face el echipa, asta era problema. Vreau tiki-taka, vreau să fie minge la mine. Când mă uitam aseară pe statistici, Ucluș, pe Național Arena, a avut posesie mai bună decât pe CSB-ul. Că nu-și mi-aduc aminte. Gigi, când îți spun eu și când a fost la închisoare. Da, cât a stat la închisoare și FCSB-ul a luat titlu, nici atunci nu era, n-a fost foarte fericit. Păi n-a fost, că nu-i pentru că n-a gâlcă. Fost el la butoane. Nu-i răspundea gâlcă la telefon. Nu-i răspundea gâlcă la telefon. Bine, când l-a și mătrășit. Adică n-a mai stat la discuție. Chiar dacă câștiga trei trofee, Cupa Ligii și campionatul. Da. Da, într-o săptămână. N-a fost cu minte. Nici tu nu ești cu minte. Nu sunt, da. Vezi, că ai văzut ce a zis, mustață. Nu prea ești cu minte. Dom'le, vorbește răchit ăla prin emisiuni. Îi supără adevărul? Ba, nu toți suntem slujitori. Ce a zis, domne, ce a zis Ferguson? Fiți cu minte și aseară. Dănciulescule, fii cu minte. Pentru că știam că ești un băiat cu minte, a zis Dănciulescule. Deci, Gigi, în esență, ne învață lucruri bune, să fim cu minte. Greșesc cu ceva? Nu, fiți smeriți. Fiți cu minți. Smeriți. Da. Fiți slujitori. Da. Uite că nu toți suntem slujitori. Tu nu ai pe astea? Nu ești cu minte? Noi n-am fost portar, să am coloana vertebrală flexibilă așa să mă îndoi. Eu am fost fundaș central și mă uitam aseară la cei doi fundași centrali. Toată lumea îi ridică în slăb. Mă, stai puțin că dacă vrei să câștigi un campionat... La Daua și la Înghezana? Da, să ai fundași centrali care să nu-ți greșească decisiv. Ambii greșesc decisiv, ambii. Păi mă uitam la Masoieru acela de la Ucluș. Băi Gigi, băi Mihai, băi Neluțule, cum nu l-ați văzut, mă, pe Masoieru în Rusia să-l luați? Că e două clase peste toți fundașii voștri centrali pe care îi aveți. Și la fundaș central nu poate să spună Gigi că nu mă pricep. Ok, el se pricepe la mijlocaș și ofensiv și la atacanți. Aseară nu prea s-a priceput nici la atacanți. Așa, a fost așa mai neinspirat, ca să zic așa. A avut prea multe permutări. Eu nu să mai zic prea multe în emisiunea la tine despre jucătorii de la FCSB, că văd că Gigi se ia după noi. Cum, da? Da, am făcut praf pe Haruț, jucase bine Haruț, a dispărut. Da. Am făcut praf pe companiu din Golgheter, nu mai prinde echipa. Da. Dă Alexandru, am zis că ar juca mai bine fundaș central decât mijlocaș. L-a băgat fundaș central, da. Deci nu ți-au plăcut fundașii? Nu, acest cuplu, ți se pare că Înghezana Daua e un cuplu umflat? Da, un cuplu umflat și un cuplu care nu-ți oferă siguranță. M-am uitat în prima repriză la Înghezana, când a dat o pasă de lungă, a vrut el să o dea și s-a dus vreo 20 de metri. Am încercat să caut în telefon numărul domnului profesor Dinu să-i fac o operație, să-i pună glezna înapoi. Am zis, mamă, a făcut fractură de gleznă cu tibie și peroneu când a dat în minge. Nu poți să construiești la Steaua, că vorbim de Steaua, cu asemenea fundaș central. Tot timpul Steaua, pentru că este spiritul Stelei, pleacă cu mingea de la fundaș central. Dar trebuie să ai fundaș central care să paseze, care să joace pase filtrante, care să știe ce înseamnă jocul ofensiv. Care sunt hibele lui Daua și Înghezana, după părerea ta? În primul rând... Daua, hai să luăm pe Daua. Daua, care iată, e scos la pauză? A făcut două greșeli foarte... A dat Sport.ro, a dat Sport.ro un titlu foarte bun. Îi felicit pe colegii de la Sport.ro. Paua. Foarte bun titlu. Da. Felicitări, nu știu cine le-a dat acolo titlul, dar băieți, jos pălăria. Deci un titlu superb dat de băieții de la Sport.ro, de colegii noi. Excepțional titlu. Unul dintre titlurile cele mai nimerite din ultimele luni care le-am văzut în presa sportivă, dat la Sport.ro. Paua. Bună. Păi golul pe care l-a marcat Nistor, o comedie a erorilor. Concret, ce nu-ți place la Daua, respectiv Înghezan? Pe scurt, fă-le cât o analiză. În primul rând, amândoi au forță și viteză, care sunt esențiale pentru. Dar, la ca fundaș central,
ca mijlocaș central, trebuie să joci cu capul. Trebuie să gândești, locul să anticipezi, să închizi culoarele, să știi să dublezi. Bun, ce lipsește lui Daua, să-i luăm pe rând? Lui Daua, în primul rând, îi lipsește tehnica. Apoi nu știe să joace fundaș central în cuplu cu Înghezana sau cu ce. Dar asta, toată lumea spune, domne, juca bine Daua la începutul meu. Păi era Chiricheș lângă el, care Chiricheș îi spunea din vorbe, îl așeza în teren, îl dubla când greșea, încerca Chiricheș să iasă cu mingea la picior și să paseze, să-l facă treaba pe care trebuia să facă Daua. Apoi, ceea ce a făcut Daua la golul lui Nistor, mi s-a părut o inepție. Bun. Înghezana ce n-are? Înghezana este foarte mult din, și ne-am văzut și la meciul cu Faru, știi că am discutat și am zis, este foarte mult după fundașii, după atacanți, își părăsește postul. Uh-huh. Acolo în spatele lui, dacă ca soldații, nu? Că, de la care păzesc, nu, își părăsește postul. Treabă. Du-te și predă-l mijlocașului și tu rămâi în zona ta. Apoi și golul pe care Cordero a ieșit tot dintr-o greșeală lui Înghezana, a ieșit și își pierde omul. Noi vorbesc de intercepția care a fost pe la 30 de metri, a dat-o la Cluj, a ajuns la... Deci fundașul lui Cluj net peste amândoi? Maseră două clase, se vede. Păi, ai văzut... A ieșit Înghezana la o minge în adâncime, a dat-o dintr-o alunecare. Domne, comentatorii ce-l făceau. Păi Maseră a avut trei dueluri unul la unul cu jucătorii Stelei, în care și a deposedat. Da. Apropo, hai, ne amuzăm puțin? Da? Hai să vedem ieri ce a declarat Gigi Becali înainte de meci. Ce spune înainte de meci? Ești la fanatic, ce a declarat, da? Hai, așa să începem cu zâmbetul pe buze. Nu, cu zâmbetul pe buze. Nu, despre meci. Despre meci. Hai să vedem ce zicea ieri Gigi înainte de meci. Aveți vreo emoție astăzi cu Clujul? Orice meci, dai seama cum sunt la emoții. Ce sunt emoții? Nu am emoții. Bă, Horia, când dai tot, știi când ai emoții la fotbal, ca să înțelegi tu. Emoții la fotbal le ai când tu ești pe locul 2-3 la 7 puncte, 6 puncte, mai fac un pas greșit, pierd tot. Dar când dai 3 puncte măcar dacă ai avea, nu mai ai emoții. De ce? Vii la egal. Adică ai că este ca și unul când e mai gras și el, dacă nu mănâncă, mai dă din burtă. Uh-huh. Înțelegi? Adică mai din o spindă, adică mai ai de unde să scazi. Deci n-am nicio emoție. Uh-huh. Mai ales că noi avem 6 puncte, 7 puncte, nu? Uh-huh. Bine, toți am văzut că sunt în formă jucătorii, adică am văzut față că... Față de șinile de trim facem 9 puncte. Da, da. Glasul șinile de trim... Da, păi da, dacă bateți cât, la cât vă duceți? La 9 puncte. La 9 puncte, ce la, să mai fac? La 9 puncte. Da. Glasul roților de tren, iete, că nu s-a dus glasul roților de tren. Bănele, dar nu mai ești așa în fițe, în figuri. A? Cum ți s-a părut FCSB-ul? Bun, e adevărat, sincer, au făcut 2-2 până la urmă, nu în capăt de țară. 2-2 cu echipă bunicică, da. Cu pterodactilii. Da, în Chipciu, care... Dai seama, cât alerga Chipciu, era și fundaș și atacant și fundaș central, le avea pe toate miciul ăsta. Uh-huh. Același lucru da, te rog, care se întâmplă la FCSB până în pauză. Își doresc, joacă, aleargă, după pauză iar. Lasă ritmul. Uh-huh. Cade ritmul da. Și așteaptă adversarul să vină peste ei, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată la FCSB. Nu am mai forță, nu mai energia necesară să faci lucrul ăsta, să faci pressing-ul sus, ok, înțeleg. Dar e FCSB și eu cred că de aici pleacă toată problema. De aia și Cluj au venit peste ei. În momentul când FCSB s-au retras. Au jucat, au avut 2-3 mici pe Coman. Bine, puteau să facă diferența la un moment dat, da. Da, au avut. Mm-hmm. Coman, eu cred că motorul care a fost aseară a echipei a fost Olaru. Mm-hmm. Mi s-a părut cel mai bun. Bine, Olaru e constant cel mai bun. Da. Ce pas le-au dat facă, să închidă jocul. Uh-huh. Nu, Olaru a jucat și ieri foarte bine. Dar sincer, te așteptai doar la egal? Sincer, nu.
Pentru mine o surpriză. Și eu la fel, eu spun sincer, ce făceai? Băgam toți banii. Da, eu am crezut că le dă un 3-1-3-2. Am zis 3-1-3-2 pentru că Ucluj marchează, nu. Ucluj întotdeauna marchează, o echipă care joacă spectaculos. Sabău este un adept al fotbalului frumos. Dar vineri ne-ai întrebat de asta și am spus că ambele marchează, am spus X la Rapid cu... trebuie să mai iau de pariuri. Mm-hmm. Că am văzut că bate CFR-ul pe PCU, că X la... Deci, ceea ce văd încă o problemă, cred eu, din punctul meu de vedere, se schimbă jucătorii foarte des. Iar a început în linia de fund, iar Morișca. Da. Pentru că iar îi nebunește. Până acum noi pe Chiricheș îl criticam unii dintre noi, da? Da. Vorbim de oameni care... Nu toți, da. Mie îmi place Chiricheș, indiferent. Nu noi, da? Vorbim în general. Ați văzut ce înseamnă Chiricheș? Știm. Ați văzut ce înseamnă Chiricheș? Dădea siguranță, ieșea cu mingea la picior. Construia. Da. Acum, nu, buf, da, iar... ce se la pe Daua. Pe Daua și de aia era cel mai bun Daua. Pentru că Chiricheș vorbea în teren. Eu știu pe Chiricheș, am jucat cu el și-l cunosc foarte bine. Comunică foarte bine cu linia de fund. Deci e nevoie de Chiri, băieți? 100%. Pentru mine 100%. Chiar dacă... El e un jucător care nu e frică de joc, are personalitate. Ești cu mingea la picior, driblează. Da, da, dă pase filtrante, riscante uneori, dar le dă. Asta e îți câștigă fundaș. 40 de metri dintr-o pază. Și ați văzut cât urcă. Ajunge și la finalizare câteodată. Da, dar interesant ce ai zis, Bănele. Deci, da, e adevărat, acum stau să mă gândesc. Așa e, primele reprize foarte bune ale FCSB-ului, la a doua repriză, într-adevăr, în ultimul timp. Tot timpul lași adversarul să vină peste tine. Uh-huh. Cred că are 5 meciuri la rând în care își lasă adversarul să vină peste el. În momentul în care tu conduci doar cu un gol diferență. Uitați-vă toate meciurile care le-au jucat FCSB, au condus cu 2-1, minutul 60-65, puf, s-au retras. Nu văd, pentru că au preparatorul cel mai bun din România. Nu există un preparator. Deci se pare ciudat. Ciudat. Bănele, sunt două cauze. Una, nu au un lider cum e Chiricheș în teren și a doua, nu au un jupân pe bancă. Eu pentru acum am văzut toată pregătirea fizică. Din minutul 85 încolo trebuie să spună aprenda. Eu vorbesc doar de pregătirea fizică. Dacă adică tu nu poți mai faci 20 de minute și mai faci 80 de minute, ești steaua. FCSB, ca să nu se supere domnul Calpanea. Dacă avea un antrenor pe bancă cu sânge în instalație, corect, și sunt de acord cu tine, sunt de acord. Da. Toată fișa postului, nu, m-am uitat la scria EC, EC aici, elev cu minte, cred. Eu așa la cine? La Eliaș Caralam. A, asta înseamnă? Ceva, elev cu minte, da. Asta, păi a, era poza. E, încă ceva ce i-a mai găsit una. Și încă ceva ce... Nu că au pus băieții o poză cu Eliaș Caralam. Și scrie EC aici, elev cu minte. Da, am înțeles. I-a mai găsit una, Vivi. Ceea ce văd eu, da? Și cred că nu mă înșel, nu este un lider la mijloc ca să comunice. Mm-hmm. Ei nu se mai duc în presă, se duc doar câte unul, câte unul, nu se duc în grup, nu se duc în echipă. Mm-hmm. Și fac distanțele foarte mari între apărare și mijloc și atac. Adică nu mai fac în grup. Bănel, Djokovic unde a dispărut? Că toți aștepta să fie în mijloc. Djokovic e supărat la momentul ăsta. Da? Pentru că el a venit ca un titular. Da. Și ca o vedetă. Da? Hai să-i dăm, ce e a lui. Da? Fotbal este foarte bun, și? Cu calitate peste medie. Dar în momentul când s-a văzut că nu mai joacă, da? I-a dat Gigi Nana. Nana, lui nu-i placă lucrurile. Nanaurile, da. Și ați văzut ce face. Nu mai e Djokovic din primele etape, Bănel. Nu mai. Uite, Coman, din ceea ce eu îmi doresc, a stat în stânga. Acolo e randamentul lui. A încercat toate două ori, ați văzut că nu e Coman. Andrei, prea multe permutări iar Coman, Tavi, la un moment dat juca și Băluță, vârf fals, mi s-a părut un haos ieri. După aia trei schimbări la pauză care n-au adus niciun plus, una peste alta, știi? Adică, cum să spun, iar se joacă Gigi cu focul, mai pe românește? Mie mi-a plăcut foarte mult Sabău. Da. Este un antrenor adevărat, care a demonstrat, după ce Petre a fost dat afară, Petre care a fost la FCSB, că știe cum să pună o echipă pe picioare, repede. Fără să aibă super jucători, are jucători într-adevăr cu personalitate, pentru că jucători cu experiență mare, cu ani mulți de fotbal în spate, dar la nivel valoric, echipa Ucluj nu se compară la nivel de lot cu echipa FCSB. Deci
Răspunsul la întrebarea ta este că Ioan Ovidiu Sabău este un antrenor, așa cum un antrenor este și Dorinel Munteanu. Uh-huh. Nu sunt întâmplătoare performanțele. Adică vese Gigi Becker, adică nu e antrenor? Da. Care face lucrurile din instinct, practic? Din... Adică ce face acolo este inimaginabil pentru această meserie pe care vrea să o practice de acasă. Este inimaginabil. Adică nu văd nicăieri în lume o echipă care să facă așa ceva, poate la Liga 5 aici, la... La Becali de Maramureș. La Becali de Maramureș. Da. Aici da. Da. Aici da. Dar nu cred că ăsta e targetul FCSB-ului. Deci eu nu văd nicăieri în lume cineva să facă așa ceva. Ieri, în prima repriză, echipa mergea. Conducea. Era... Trebuia să reglezi niște lucruri la pauză după ce ai văzut în prima repriză. Dar nu înțeleg de ce a trebuit să faci schimbările. Nu, eu nu pricep. Dar, într-adevăr, eu nu mă pricep la așa ceva, că n-am exersat niciodată. Uh-huh. Doar pe PlayStation m-am mai jucat și din când în când. Nu, pe Football Manager, nu pe PlayStation. Uh-huh. Era Football Manager. Să faci asemenea schimbări și să repeți lucrul ăsta meci de meci. Meci de meci. Eu cred că de 7 ani FCSB nu câștigă titlul în România pentru că se întâmplă lucrurile astea și cred că va câștiga titlul în România când, indiferent ce se va întâmpla pe teren, prima schimbare va veni după minutul 60. Sau vor avea un antrenor? Nu, aia nu se poate. Ah, aia nu se poate. Nu, eu acum doar aș vrea să... Explică-mi puțin de ce e inimaginabil. Ai spus că ce face Gigi la FCSB e inimaginabil. Pentru că, de exemplu, este o regulă nescrisă în fotbal. Atâta vreme cât n-ai problemă la linia de fund, probleme de accidentare, nu schimbi linia de fund. Aia trebuie să o întărești. Deci nu scoți pădaua la pauză, sunt nicio formă. Niciodată. Da. Chiar dacă greșești. Fundașii mai greșesc. La fundaș greșelile se văd. Spre deosebire de Băluță, care greșește groaznic în a doua repriză. Deci, ce a făcut Băluță la faza respectivă este comparabil cu o pasă pe care Daua sau Înghezană i-ar da un piciorul atacantului. Sau Chiricheș. Sau Chiricheș, da, când mai face da, și el. Da, a mai făcut, da. Eu dai un piciorul atacantului și îl bag în poartă. Deci, asta este comparația între ce a făcut Băluță aseară și ce ar putea să facă un fundaș sau un portar care scapă o minge în poartă. Uh-huh. Sau Masoero, pe care l-a lăudat Vivi, care a izbutit să-și împingă propriul portar la faza primului gol. El l-a dat la o parte, Masoero l-a dat la o parte pe Gorcea, ca să o bage Daua în poartă. Deci, linia de fund nu se schimbă. Asta se știe. Doi la mână. Când ai lideri în teren, liderii ăia, și dacă îți joacă mai prostul meci, nu-i schimbi. Cine? Djokovic la acest început de campionat a fost un lider. El și Chiricheș au echilibrat această echipă. Spre deosebire de finalul anului trecut, Chiricheș și Djokovic, veniți în această echipă, au echilibrat-o și au obținut o serie de rezultate în campionat cel puțin foarte bune cu care FCSB... Da, nici în cupele europene n-au jucat. N-a mai fost dezastru de anul trecut. Au jucat chiar bine cu danezii. Au avut porțiuni de joc bune, nu s-au asemănat cu Silkeborg-ul nicio formă. Exact. Dar au și folosit cea mai bună echipă acum, spre deosebire am trecut cu Silkeborg. Corect. Iar au dar făcut niște... arătat bine. A avut porțiuni de meci care arăta bine. Europene, a avut porțiuni de meci europene. Exact, la returul din Danemarca a avut 25 de minute. Da, europene. Da, de la egal la egal, adică și cu două ocazii FCSB versus una Norgela. De Djokovic. Lider. Nu iei personalitatea lui Djokovic. Niciodată. Nu, asta dacă l-ai adus pe poziția asta, niciodată, chiar dacă joacă mai slab. Chiar dacă mai are ceva de comentat, trebuie să știi. Pentru că tu ai atât de puțin lideri, încât nu trebuie să-ți permiți să pierzi un lider. Cu un lider trebuie să știi să vorbești. Pentru că liderul, având o sumedenie de calități, evident, neexistând omul perfect pe lumea asta, are și niște defecte, doar că acele calități tu trebuie să le pui în valoare, neapărat. Și atunci trebuie să vezi cum faci ca să anihilezi defectele, cât de cât, cum se poate. Știi cum e? Ca la un bărbat sau la o femeie, frumoși, oameni frumoși, dar care au mici defecte. Dacă știu cum să se îmbrace și acoperă defectul și scot în evidență părțile bune. Cam așa trebuie să faci și liderul nu se îndepărtează la cea mai mică eroare. Pentru că el, dacă e lider, mai are
prieteni în echipă, mai are oameni în echipă care simt că liderul lor, că masculul alfa, să spun așa, a pățit ceva. Andrei, singurul lider de la FCSB, Gigi Becali. Deci nu poate nimeni să fie lider la FCSB. Crede-mă că am fost acolo. Singurul lider la FCSB când eram acolo era Pițurcă. Era Pițurcă. Păi da. Și noi știam de Lupu Alfa, dar Pițurcă era cu noi în vestiar, era cu noi la antrenament, era cu noi în cantonament la Forban. Da? Deci era acolo cu noi, în vestiar. E, acum liderul nu este. Bine, de aia s-au și deteriorat relațiile, nu între Pițurcă și Gigi. Pentru că Gigi vrea să fie numărul 1 în tot. Peste tot. Și da. Când deci, a venit la asta, a spus, eu vreau să fiu numărul 6 de Gigi. Nu. Când a venit a doua oară. De da. Două oară. Și a zis, nu. Nu. Am jucat meciul la Brașov. Da. Da? Când a venit a doua oară la noi. A doua oară, da. Știu. Și a pus neam pițe și condiții. A spus să nu mai ies la televizor, să critici jucători doar cu acordul meu. Da. Și a zis, ne-a zis, lasă-mă să mă gândesc. Și până după meci cu Brașov, noi am făcut 1-1 la ei. Era etapa a doua. Ne-am întors. Așa i-a pus condiții atunci Pițurcă? Da. Că nu mai știu. Cu ce i-a zis? Că nu are voie să iasă la televizor să critici mai jucătorii, da. Pentru care amendă de la 1 milion în sus sau nu știu cât am. În fine. Cine era amendat? Gigi, da, Pițurcă îl amendează? Că plătește Gigi amendă de la 1 milion în sus ce? De euro? Da. A? Da, da. A, și aia a zis da, atunci Pițurcă care amendă are 1 milion de euro pentru fiecare intervenție. Da, că pentru fiecare sumă, intervenție da. Care da. Intră, nu? În care tu critici jucătorii sau intri în vestiar sau așa. A spus, eu sunt antrenor aici, eu răspund de rezultate, eu răspund de echipă. Așa. Bun. Dacă eu nu câștig campionatul, din câte știu eu, da, avea o sumă de dată înapoi. Între care s-au înțeles de la început. Dacă dacă eu nu câștig campionatul Pițurcă, îți dau eu 1 milion înapoi. Ceva de cam acest, da. Nu? Da. Da? Milionul cu milionul. Deci așa a fost înțelegerea? Da, așa. Pițurcă, dacă nu câștig campionatul, îți dau eu 1 milion înapoi? Era discuție că dacă nu câștigă campionatul, o să dea o sumă înapoi. Nu știu dacă era. Da, dar probabil că cum se discute, probabil 1 milion de euro era, nu? 1 milion îți aduce aminte, nu? Da, dar fără nicio intervenție de la lui Gigi. Deci să lase... Dar cât era suma? 1 milion, nu? Cam în jur de 1 milion, dar atunci i-a spus Piți, băi, eu mi-asum că vă să câștig campionatul. Dacă tu ești la televizor și îmi distrugi jucătorii, plătești atât. Da. Da. Dacă plătești 1 milion. Dacă nu câștig campionatul eu, da? plătesc eu 1 milion de euro, da? Așa. Și ce a zis Gigi? A zis Gigi, mă gândesc. După săptămâna a zis, mă gândesc, lasă-mă să mă gândesc. S-a gândit Gigi și după aia nu l-a mai văzut până Pițel la Asta a fost la Brașov, că nu poate să facă schimbări. Bun, asta nu l-a mai văzut. A dispărut Piții cu... Da. Cu meciul am terminat 1-1 la Brașov și când am venit săptămâna următoare la antrenament, nu mai da, bună de tot, asta bună, bună de tot. Da, bun. Aș mai seama de ce s-a întâmplat. Da, apropo, hai să vedem că e interesant ce au zis suporterii înainte de meci, înainte de meciul de aseară, sunt convins că erau mega optimiști și bineînțeles după partidă avem un vox foarte interesant făcut de colegii de la Superbet, de la FCSB-ul Cluj, înainte și după partidă, părerea fanilor, da, care contează cel mai mult în superfanii etapei. Haideți să vedem despre ce e vorba. Pentru FCSB. 2-0 FCSB. 2-0 pentru FCSB. 2-0 pentru FCSB. 2-1 FCSB. Companio 2 și Popescu. Tavian Popescu, Olaru, Darius. Coman, Olaru și Tan. Companio un gol și Olaru. Companio și ălălalt cu Olaru. Cornel Coman și Andreea Companio. Companio și Olaru. Steaua, domnule, nu FCSB, Steaua. Mi s-a părut interesant, cam slab meciul din partea noastră. Nu mă așteptam la o victorie, dar pe final băieții s-au pierdut. Așa s-a întâmplat, ne-a egalat din întâmplare, a făcut 2-2. Să sperăm că pe viitor o să fim mai buni. Băieții au jucat bine, dar au fost la început foarte greu. Ei. Frumos prima repriză, dar a doua repriză au jucat foarte slab. Mai ales Băluța acolo nu trebuia să șuteze pe sus, trebuia să dea jos, și dar nimic, e un egal capul sus și forța stă. Da,
Da, am revenit în direct aici la Fanatic Superliga. Mulțumim încă o dată Superbet, sponsorul principal al emisiunii, și Aqua Carpatica, sponsorul premium al emisiunii. Atenție, vă mai tot repet, vineri avem emisiune, dar avem și duminică emisiune la 10:30, ediție specială, pentru că meciurile importante sunt sâmbătă și v-am zis o să facem ediție duminică. Și nu uitați, oameni buni, da? Astăzi, da, în jur de 13:30, ediție specială, ediție deosebită, ediție de colecție a emisiunii Suflet de Rapidist, moderată de Robert Niță. Invitat este Dan Șucu, patronul Rapidului, chiar un invitat pe care îl așteptăm cu sufletul la gură să vedem ce spune, evident, în direct și în exclusivitate pe fanatic.ro. Bun, a doua chestie, deci ai zis de Djokovic și mai vrei să fie a treia chestie cu Tavi Popescu, apropo de toate aceste permutări și așa, sau nu? Sau astea două au fost principale? Nu, eu cred că astea sunt lucrurile. Nu schimb fundașul central la pauză, nu, niciodată. Niște da? Reguli. Și nu e personalitatea liderului. Da? Și nu e personalitatea lui Djokovic al liderului, nu? Dacă găsești un lider, profită de el și nu-i lua personalitate. Mă, da, vreau să vă întreb ceva. Cum vi s-a părut asta cea de cărat Gigi era? Că Florinel Coman i-a dat voie să iasă când vrea. Da, și la în campionatul trecut la Constanța, la Vitor. Eu cred că i-a dăduse voie de atunci. Și a luat de la el putere, voi. Eu cred că și la pauză când iese Florinel, iese că vrea el, nu. Pe cine poate să spună? Bă, dai, premieră, eu n-am, dacă lucrurile stau așa, încă o dată. Priviți. Deci asta este. Ia puneți pe Andrei. Nu e, nu cum? E. Cum? Stai Andrei, ce? Ce e asta? Gigi de Maramureș. Cum? Liga 5. Patronul FCSB, clonat zi de zi de Radu Dragoș, bosul de la ASU Mireșu Mare, echipă de Liga 5. Așa. Așa se întâmplă. Asta e FCSB-ul? Nu, așa se întâmplă, să aibă jucătorul voie să iasă când dorește de pe teren. Dacă lucrurile stau așa cum declară domnul Becali. Nu, a spus clar, a și spus. Deci, zice, domnule, nu o să vă recunoască ștafa sau jucător, dar vă spun eu. Așa se întâmplă. Eu am făcut un joc de televiziune acum vreo 10. Dar știi, 10, e premieră 10, mondială 15. Asta, știi, nu? Ce? Asta, că un jucător iese când vrea. Asta e premieră mondială. E mondială la Maramureș și aici așa se întâmplă. Da? Îți spun eu, am antrenat o zi, am făcut un la joc Maramu, de televiziune. Nu la Maramureș. Un joc de televiziune cu Sănătatea Cluj în Cupa României. Aveam niște parteneri când eram la Antena 1 pe vremea aia și o zi a trebuit să antrenez. Și au avut o problemă. Că juca cu Dinamo în optim. Da? Și trebuia să fac echipa. Și aveam următoarele probleme. Patronul avea 46 de ani sau nu știu cât avea și vrea să joace. Era atacant central. Atacantul central de meserie avea ruptură, dar vrea să joace, că juca cu Dinamo. Deci ăștia doi nu puteau alerga și trebuia să fac echipa astfel încât să intre amândoi și au intrat amândoi și au jucat. Dar era o echipă de Liga a treia, amatoare total, cărau săraci, unii erau taximetriști, unii cărau lăzi de dimineață, făceau încărcare, descărcare la așa, erau doar vreo doi jucători care fuseseră pe Liga a treia. Asta era atmosfera, dar era foarte pitoresc. Te simțeai foarte bine cu ei acolo. După ce, bine, Dinamo atunci a ajunsese pe minutul 38 și era 0-0, să certau unde puteau să dea gol, iar eu comentam meciul, că eu eram comentator la Antena 1. Dar am simțit ce înseamnă spiritul amator, asta înseamnă. Patronul a ieșit când a vrut el de pe teren, că era patronul echipei, ăla săracul cu ruptura musculară, trăgea de picior cât a putut, s-a văzut la televizor, a ieșit și el de pe teren. Dacă astea sunt condițiile... Să facem o caterin, că mai înțeles Gigi, dacă era mai tânăr cu vreo 15 ani, cred că se titulariza, să facem o gluă. Prietenul meu bun, care mă duc la pescuit, îmi explică că juca la Șoimi Apostolache, o comandă acolo, și începea meciul la ora 11, dar nu venea rata, erau decât 9 jucători. Și a vorbit cu arbitru să mai aștepte să vină rata, că mai sunt 2 jucători care coborau. Zic, dacă era mai tânăr Gigi cu vreo 15 ani? Se băga 100%. 100%. Dar se schimba? Se schimba că trebuia să facă ceva schimbările la pauză. La pauză. Da. Bă, dar zi, asta cum e cu Florinel? Ați mai auzit-o pe asta cu Florinel? Să se scoată când vrea, poate să iasă când vrea? Premieră mondială. Nu știu dacă n-a preluat-o presa internațională. Cum? N-a preluat-o pe asta presa internațională. Nu știu, că nu. Da, nu okay. Ne spune safta. Da. Nu e ok pentru un club cu tradiție și cu obiective de... Tu îți dai seama, aseară el îl certa pe Dăciulescu că s-a luat de Haralambos când el spune asta la televizor. Adică, bă, elevul cu minte l-a făcut praf. Da. Adică, bă, elev cu minte. Da. Elev cu minte. Adică, bă, tu n-ai voie să te atingi de Florinel. Bine, n-are voie să te atingă de nimeni. Dar de Florinel, deci dacă vrea Florinel să iasă minutul
15 după teren, care, nu știu, are ceva la... de văzut un film la cinema, pleacă. Uh-huh. 15, pentru că dacă are... Uh-huh. De la... Ia uite, ia puneți-vă poza asta, ia uite ce a găsit Adi Barna. Ia uite. Deci avea veleită, Gigi. Știe cu varza. No, luați burtiera, că nu se vede. Aici, asta, ia uite-o. Îl cam mușcă mingea. Nu e adevărat. No, mie îmi place cum o ține. Și stai, are pantof. Era domnul Hagi. Cum? Era domnul Hagi antrenor aici. Aici era antrenor domnul Hagi? Oria, dai să dăm filmare să vezi cum îl mușcă. Ia uite. Ia uite. Ăla e Hrebenciuc? Da, da. Nu pot să cred. Ba da. Și în spate e Virgilie, cancelarul. Cancelarul. Da, 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 da. Deci bine, cancelarul care a dispărut din peisaj. Da, da. Mă înțeles? Ia uite. Uite-l, păi, ce elegant e. Dar eu vorbesc serios, uite ce elegant, zici că e Chiri. Ia uite-l. Pac, elegant, mingea sub control, iar Rebenciuc seamănă cu Dava. La următoare poză calcă pe mine. Da, lăsați-mă poza mare, lăsați poza mare. Da. Deci zi, Vivi, dacă era mai tânăr Gigi? Oameni, dar nu că am văzut niște filmări cu el care îl mușcă mingea. Nu l-ascultă. Nu e adevărat. Nu l-ascultă deloc, e un plată. Bă, zici, juca Gigi sau nu, dacă era mai tânăr cu 10-15? Să băga el, sigur, dar să băga. Titular? Probabil, și titular. Te dau o schimbare, că trebuie să se scoată mingea. Mai glumim și noi, mai glumim. Uite-l! Ia mai arătați-o pe aia când ține mingea pe picior cu pantofii de 2000 de euro. De la, auzi, pantofii de la Brioni de 2000 de euro. Aici făcea dublu una, două, trei și a dat la poartă. Păi da, spantofii ăla e omul scherit. Tu vorbești serios? Păi, cum făcea ea? Cum a făcut? Tu ții minte? Asta de când e poza? Asta până ați văzut bicicletele acolo, unde putea să fie? Decât în Olanda. Și era Hagi antrenor? Era Hagi. Așa, și cum făcea Gigi? Ia, ca asta nu... Dupla. Dupla? Pa, 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 buf, șut. Da? Tu vorbești? Serios. Și știa? Da. Serios. Băi, Vivi, bă! Acum pot să contrazic, serios, lasă-mă. Ce mă, Vivi? E ca aia cu Borcea, lasă-mă. Lasă-mă, filmul meu. Dar zi-mă, bănele. Deci cum făcea? Pe moment, cum făcea? Dublu, frumos. Da? Cu ea, făcea duble? Da, da. Și bang la poartă. Avea pe cineva în poartă. Da? Că făcea duble de porumb. La o parte? Era Nea Virgil în poartă. A, Nea Virgil era. Făcea duble de porumb, băi, bănele. Așa. Nu, dar vorbesc serios. Serios. Ea știa cu varza? Serios, dacă... Ea gata, ești atunci, bă, dacă știi. Băi, gata, bă, omul, deci gata, are, poate, știe cu varza. Când poate Daua, să-i zice. Ca Daua știe cu varza. Înțelegi? Dacă ești atunci, gata, cu ceva. Am făcut două, trei, dubli, pac, șut. Dar ce șut frumos. Și Nea Virgil a lăsat-o frumos, a aruncat în partea cealaltă. Tare de tot, da. Chiar tare aici asta, aici, da? Are, aici am auzit, căprioară, dar zici că e Belo aici. Căprioară, zici că e aici, mai înțeles? Ai înțeles? L-a făcut varză pe Viorel, mai înțeles? L-a driblat pe Viorel cum driblează Florinel în zile bune. Știi? Bun, deci zice asta, acum serios vorbind, Bănele, cum se pare asta cu Florinel care se schimbă singur? Nu mi se pare normal la un club. Tu ai mai auzit așa ceva? Niciodată. Se face numai pe la țară. Dar dacă dânsul echipa lui face ce vrea pe la mână, ce să facem? Eu unul ce nu-mi place, nu vreau să văd așa ceva, clar, că am jucat și eu la acest club. Dar dacă dânsul acum vede altfel lucrurile și de aia deja putea ne tot ne chinuim. Dacă nu lăsăm jucătoria să joace împreună, e greu să-ți faci un nucleu de jucători. Foarte greu. În primul rând, trebuie să faci un grup. Nu poți după fiecare mie să schimbi 3-4 jucători. Foarte greu. Și dânsul, e conștient și dânsul că face undeva are, o greșeală. Are ambiția asta să ia el campionatul. Gigi, are ambiția asta nebună. Are ambiția asta nebună, Gigi Becali, și aici îl înțeleg. Are ambiția asta nebună de a le arăta tuturor, da, că poate, el este numărul 1, că poate, și... că e priceput, poate, cum să spun, lăsând la o parte tot ce discutăm noi din punct de vedere al investițiilor, a ce face, a condițiilor, a jucătorilor aduși așa, merită și ei. Sau el, sau merită și Gigi un titlu, că de 7-8 ani n-au mai luat nimica. Adică din punctul de vedere chiar merită un titlu. Da. Doar că e problema acolo. Cum ai cum? Tu vrei să faci, să crezi niște automatismi între jucători, da? E greu. E nu? Greu. E greu, nu? Da, întrebați-o pe Domnul Vochin. Apropo de jucători, două informații, marca Fanatic. Prima este că Gigi Becali e fier pe Miculescu, deci nu mai vrea să audă de Miculescu. Nu l-am văzut, a intrat, nici nu l-am văzut. Nu, deci e fier, pur și simplu e fier. Adică, pur și simplu, Gigi Becali a ajuns la limita răbdării, da?
le spune tuturor la palat, nu înțeleg cum e de ăsta așa de slab. Nu înțeleg cum l-am luat, cum de atât de slab. Bă, dar chiar nimic, adică este fier. Gigi, iar a doua informație, Andrei, privește Naționala de Fotbal a României, Florin Tănase, da? Este out 2 săptămâni, leziune musculară, aproape sigur ratează Naționala. Edi Ordănescu și ștaf o să aștepte remeneul final de la Arabi ca să vadă despre ce este vorba, să vadă și doctorul Naționalei despre ce este vorba, dar șansele sunt foarte mici pentru Florin Tănase să vină la convocarea, dacă era, bănuiesc că era convocat pentru aceste două partide decisive cu Belarusul și cu Andorra. Deci Florin Tănase, leziune musculară, au 2 săptămâni, ratează meciurile cu Belarus și Andorra. Îl avem la telefon pe liderul Peluzei Nord, pe Gigi Mustață. Gigi, te salut! Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Frumos! A fost frumos pe arenă ieri, nu? Frumos, dar asta e, rezultatul nu ne-a ajutat. Nu trebuie să fim acum supărați pe echipă că un rezultat de egalitate. Bine că n-au pierdut, asta este, capul sus, mergem înainte. Acum știi cum e, nu faceți o dramă din asta, mai înțeles? Că evident că nu facem până la urmă ați făcut 2-2, bine, eu îți spun la modul sincer, vorba lui Bănel, puneam orice sumă că bateți cu Clujul. Mie cu Clujul, mai înțeles, lui Andrei Vochin îi place mult de Sabău, mie, nu că nu-mi place de Sabău, că nu poți să spui așa ceva despre un fost mare internațional și un om elegant și un om cu ținută și așa mai departe, știi? Mie mi se pare foarte vulnerabil cu Clujul, Gigi, mie așa mi se pare. Mi se pare o echipă care în mod normal, voi ieri trebuia să le dați de la 3 în sus. Asta este, dar în prima repriză, dacă nu erau acele ratări și nu se concretizau prin gol, aia era, se termina din prima repriză. Dar faptul că nici Clujul nu e o echipă de neglijat, asta este. Da. Mergem înainte, important este că echipa să se mobilizeze și să meargă bine. Iar bine, sunteți pe primul loc. Acum știi cum e. Vorbim totuși de echipă pe primul loc. Acum, nu? Da, da. Așa că mergem înainte, tot ok. Uh-huh. Da, asta înseamnă, da, te rog. Asta înseamnă în momentul în care ești suporter să mergi alături de echipă și să o susții atunci când este greu. Uh-huh. Da, apropo de suporter, bă, Gigi, ce a fost, mă, la Oradea, nebunia aia? Că ai fost, nu ai fost acolo. Bă, ce a fost? Da. Eu n-am fost în viața vieților mele așa ceva. Păi, tu ai mai văzut vreodată în România așa ceva? Eu am mai văzut, am mai fost. Dar chiar atât entuziasm și atât dragoste? Deci eu, sincer să fiu, ce am văzut acolo, într-adevăr era ceva mai deosebit, pentru că ardeleanul e ardelean și vreau să spun că oamenii erau atât de entuziasmați încât mă rugau să nu las jucătorii să plece după teren, ca să poată intra copiii să facă poze, să-și ia autografe și să atingă jucătorii. Adică un lucru extraordinar, oameni cu bun simț, oameni cu caracter. Deci nu poți să crezi, te rugau oamenii să vorbești cu jucătorii, să nu-i lăsa să plece de pe teren? Da, da, da. Numai să-i atingă, nu? Da, 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 da. La sfârșitul meciului eu eram sus pe gardul acela și chemam cât un jucător, că oamenii mă zăpăcea. Te rog, vreau și eu, uite, companiu, vreau și eu Crețu, vreau și eu cu Olaru. La un moment dat, copiii au prins un loc printre gard. Da, așa. Deci erau o porțiune de gard puțin mai despărțită și aveau copiii loc pe acolo și a nimerit un copil să intre primul și s-a văzut. După care au început să intre. Au năvălit. Doar să-i atingă, da, pe jucători, a? Da, să-i atingă, să fie autografe, să facă poze. Da. Deci entuziasmul de, și mai ales părinții, i-a ajutat să sară gardul repede. I-a aruncat peste gard, a spus președintele. Da, da. Președintele lui FC Bihor, da, acum vreo câteva zile când a intrat la Fanatic, mi-a zis, domne, părinții aruncau copii, domne, peste gard, dacă vine. Bine, să crede. Bine, sensul bun al cuvântului, aruncau copii, să nu se înțeleagă că aruncau copii. Da, da, deci un lucru extraordinar, oameni cu caracter, oameni cu bun simț. Uh-huh. Și Naemi acolo și Neșu. Da, e iubită echipa, să știi, e iubită. Este iubită în toată țara. Bine, echipa voastră anonimă e iubită. Da, da, da. Cum a zis Talpan, sunteți niște anonimi, bă. Da, da, suntem anonim și continuăm o activitate a unei secții de fotbal din 47. Da.
Asta e? Asta e. Mă uitam, Doamne, în ce anonimat, apropo de anonim, se joacă meciurile lui CSA. Doamne, păi gine. Acolo poate să vină să spună anonim. Pentru că în momentul în care vii și joci pe un stadion atât de frumos, un stadion e cel mai frumos în România. Eu vă spun 100%, e cel mai frumos în România. Da. Și ca orice, ca acustică, tot ce vrei. Și să vii să-ți bagi joc, să joci cu 1000-2000 de oameni, cu toate că acum e umflu când spun 2000, 1000-2000, da? Să vii să-ți bagi joc de milioane de suporteri care știți bine, nu mai puteți să încurca, puteți să faceți, eu i-am spus lui Gigi, i-am spus, nu mai mă interesează, să ia ei pe hârtie, palmares, să ia. Pe mine mă interesează articolul 1 din statut. Da? Dacă articolul 1 din statut spune clar când s-a preluat această echipă, se continuă activitatea fostei secții și se preia tradițiile glorioase ale acesteia și spune ale acesteia cui? A clubului sportiv al armatei. Poate să ducă să ia ei tot, pe mine nu mai mă interesează. Milioanele de suporteri nu pot să le iei de lângă echipa asta. Da, da, pe tine așa poate că... nu, dar care e părerea așa Peluzei Nord? Poate pe alții interesează? Păi toată Peluza, păi atunci de ce e plină tot timpul? Păi nu, deci nu vă mai interesează povestea asta cu palmaresul? Păi ce palmar, ce mai mă interesează pe mine? Când în momentul Gabi Sapta, întrebați-l pe Gabi Sapta, să intri în sală, să respingi, să respingi, doamne, pe ce pază, că tot aud și îmi cer scuze că fac cu paranteză de la întrebarea ta. Am înțeles că e domnul Vochin la tine acolo? Da, da. Păi domnul Vochin nu poate să ne spună și nouă, sau dacă nu poate sau se... nu vrea să se pronunțe, de fapt că nu vorbim de pronunțare. Atâta timp cât o echipă de fotbal nu are ce căuta în Liga 1, federația nu-i primea și nu avea nicio legătură. Ce căutam noi în Liga 1? Nu, asta într-adevăr e o anomalie că îi se permite și CSA-ului atunci, să joace în Liga 2. Asta și eu zic, Andrei, că asta mi se pare o anomalie. Adică mi se pare că n-are nicio legătură pentru... cu un competiție, o echipă care n-are voie să promoveze. Adică ce să cauți în Liga 2? Da, te rog, Andrei. Poate sunt legile țării pe care nu poți să le încalci. Știu, dar sunt strâmbe. Nu poți să ții o echipă care nu are drept există sportiv. Legea, știi, ții minte că la începutul anului a fost o propunere de modificare a legii sportului. Asta nu poate. Sigur, federațiile propun, că nu e vorba numai despre fotbal, da. Despre toate federațiile. Ele propun, doar că cei care decid nu, eu asta mă înțeleg, dar nu e o anomalie? Să ai o echipă care nu are niciun obiectiv? Și care n-are voie să promoveze? Nu, să joace în Liga 2 nu mi se pare anomalie. Dacă vrei, mi se pare nedrept sportiv, da? Ca să aibă dreptul la play-off, adică acolo unde se aleg echipele promovate în Liga 1. Asta nu se pare corect. Nu mi se pare, dar nu poți să treci peste lege. Știi ce se întâmplă? Uh-huh. Te dau în judecată, da? Pentru că legea îi apără. E de partea lor. Da, și spun așa. Dacă nu mă las să joc în play-off, atunci eu nu voi mai fi televizat, pentru că... Da, își cere bani, își cer daune, își cer... Nu pot să-mi iară sponsorii pe panotaj, nu da. Pot să... Umflă-i gogoașa cum fac ei. Bine cu zeci înțeles. De milioane de euro. Bineînțeles, și te aștepți că costă brandul 37 de milioane. Da, știi ce se întâmplă? Da. Știi ce se întâmplă, domnule? Că plătește Burleanu 37 de milioane, nu? Da. Așa se termină tot. Păi da, n-au cerut pe brandul Steaua sau da. Cât au cerut? Da, Gigi. Sau cât? Știi ce se întâmplă? A. Mai este ceva. Afară de faptul că nu poți promova, întrebarea mea și întrebarea noastră a tuturor, că ei tot timpul, inclusiv Nea Florin, da, vine pe la dumneavoastră pe emisiune sau pe unde se duce și spune, domne, federația nu științează UEFA. Dom'le, palivernele astea... A, talpan, da, așa. Dom'le, palivernele astea da? Nu le mai poți arunca pe piață oamenilor. Cum adică federația 98 când s-a făcut acea trecere de la privat, de la stat, la asociația AFC, da? Dom'le, federația, pe timpul alea, erau niște nebuni și Liga. Băi, toată lumea era nebună și i-a primit pe ăștia, i-a lăsat pe ăștia înapoi în Liga, i-a lăsat în Liga 1, nu i-a retrogradat nimic. Bun, a trecut Mircea Sandu, a trecut Dragomir. Bă, dar ăștia care au venit acum și ăștia-s nebuni la cap, când văd că ăștia au făcut tranzacția în 2003 și că sunt recunoscuți de UEFA, oamenii ăștia au înștiințat UEFA, cine e continuitate, ce activitate, cine a preluat, cum s-a preluat, coeficientul UEFA, ca să știe cum să descurc. Dumnezeu, chiar suntem nebuni să vină să ne păcălească că mafia asta din federație,
care nu știu mai ce a mai făcut Burleanu, ce a mai făcut Bochin, ce a mai... Noi suntem nebuni cu toții? Cum poți să mai păcălești oamenii? Că federația nu înștiințează UEFA. Există așa ceva? Numai un om, să-mi ierte Dumnezeu, dar nu vreau, că nu, eu nu jignesc, nu. Dar nu mai poți păcăli suporterii cum i-ai păcălit până acum. Ce, ai vrut să zici numai un om nebun, ai vrut să zici, a? Păi da, dar nu-i normal. Uh-huh. Păi nu venea federația și spunea, băi, stop, oprește-te. Vezi că te-a dat Alpan în judecată, că l-ai făcut nebun. Da, mi-a șosetele. Co? Mi-a șosetele. Ah. Ok. Da, vezi că la procese te ține vreo 2-3 ani. Mă auzi? Păi, poate să-mi dăpișina și mi-a șosetele. Ce am zis? Am zis da, ceva? Da. Nu, 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 nu. Așa e, ai fost laudativ la adresa lui. Deci, nu e normal. Nu mai poți păcări suporterii. Să ia ei tot ce vor. Suporterii n-aveți cum să-i luați. Deci nu vă mai, hai ca să nu mai lungim. Nu vă mai interesează, nu vă mai interesează Palman. Nu mai mă interesează. Să ia ei tot și noi să mergem pe drumul nostru în Liga 1 și ei să promoveze peste 140 de ani când să mai cheltuie bani de la buget, de la armată, avioane n-avem, o să ne cumpărăm parașute și gata. Armata română merge cu parașute. Da. Da, în sfârșit. Deci anonimatul Gigi e la ei, după părerea ta, nu? Păi nu, se vede. Se vede peste tot și prin poze și prin presă și prin stadioanele pline. Nu se vede, mai avem ceva de comentat. Apropo, cât spectatori au fost aseară? 13.000 și 400. Bun, la meciul lor de cupă, că acum chiar putem să le punem în oglindă. La meciul CSA-ului au fost 1743 de spectatori, CSA cu Cluj, aceeași echipă. La voi câți au fost? 13.000 vreo 400. Deci fix de 10 ori mai mult. Păi nu, e cam, și a fost meciul pus luni. Da? Și la ora 21, oamenii astăzi s-au dus la muncă, uh-huh, o oră târzie. Deci nu s-a pus problema la noi de suport. 13.243 este cifra oficială. Bă, și 1700, da, au fost tot la meciul cu Cluj pe Ghenci. Na, bine, e... au mai băgat în ele. Că 1700 n-au ei cum să fie niciodată. Da, da, deci se vede cu ochiul liber. Au adus soldat. Gigi, se vede cu ochiul liber, n-are sens să o mai lungim pe cine au ales suporterii. E subiect închis. Corect. Și în afară de chestia asta, drept dovadă și Dumnezeu nu doarme, ați văzut aseară cum a fost primit un fotbalist care a făcut ceva pentru clubul ăsta, un jucător de fotbal care a făcut campionate și cântam cu toții pe timpurile alea, nordul cu sudul. Da, cântam împreună, sunt fericit când luam campionatul și s-a ajuns să-l jignești pe Chipciu și să-l jignești jucătorii care nu-s convinție, care nu e de partea ta. Eu, Adi Popa, ați văzut bine. Adi Popa, că el a plecat de la CSA, la Reading sau nu știu unde a plecat el. Sau când l-a luat Gigi de la Chiajna, el a venit la Bacău. N-a venit la Steaua. În sfârșit. Și noi niciodată n-am îndrăznit să-l înjurăm. Băi, nu înjurăm, lăsați omul, asta e opinia lui. Asta ce înseamnă să începem acum să înjurăm pe Bumbescu sau pe Iovan, că sunt acolo. Sau pe Lăcătuș. Sau pe Lăcătuș, da? Dar nu poți să vii să înjuri un jucător că nu e în asentimentul tău. Noi am demonstrat aseară. Ce, ți s-a părut ți s-a părut jenant, nu? Ce s-a întâmplat? Normal, corect. Pentru că tot aceiași oameni de la Peluza Sud îl aclamau acum câțiva ani. Păi, nu cântau împreună cu noi, cu Rusescu, nu cântam, uh-huh, sunt fericit. Și cum ți s-a părut? Chiar jenant, a? Păi, normal, cum să faci așa ceva? Bă, frate, lasă omul, dacă are opinia lui, e fotbalist, lasă omul să-și facă treaba. Și eu acum, când a ieșit Adi Popa și a spus că el a vorbit cu cineva, nu vreau să dau nume, dar mi-a spus exact așa: domne, am vorbit cu cineva cu sursă sigură, adică care dă încredere mare, rău de tot, asta ce spune doar în privat. Și când mi-a zis cu cine a vorbit, am căzut pe jos. Zic, bă, dacă ți-a zis că Steaua, e clar, gata. Ce a zis acel cineva? Acel cineva i-a zis că Steaua, da, e CSA, că a câștigat prin instanță. Băi, Gabi, eu să i-am zis, băi, Adiță, băi, sunt de acord cu tine că ați luat decât un nume și o emblemă. Nu înseamnă că tu și continui activitate. Că și echipe din Austria, echipe din Germania, care și-au schimbat numele, dar tot aceeași mamă. Tot ăla este. Tu dacă schimbi numele, te treci pe numele unei nevastă, nu mai ești Adi Popa.
Da, dar în sfârșit nu mai contează. Dar noi niciodată nu o să-l jignim, niciodată nu o să-i răspundem dacă va fi vreodată pe stadion sau pe teren, va fi jucător, ca noi să-l înjurăm sau ceva de gen. Nu, noi nu vom face asta pentru că prin respect câștigi respect. Așa că... Deci voi nu, vreți să aveți o atitudine în oglindă ca Peluza Sud, din ce înțeleg. Evident. Adică una total, una total opusă. De Răchită, da, da. Răchită e în studio? Da. Păi, haideți să vă spun ceva. Care Răchită are câștigate campionate câți ani de stadion au ei? Da? Și câți ani a jucat Răchită la Steaua? Eu 7. Vă spun garantat 100% că dacă Răchită mâine să începe stadion acolo, îl jură. Nu ține cont ce au făcut acest om pentru Steaua. Gigi, anul trecut am fost la 75 de ani de la inaugurare, știi, când au jucat legendele Stelei cu legendele echipei naționale. Da. Mă, și am avut un incident cu ei, că la sfârșit ne-am dus să salutăm galeria și au cântat-o pe aia, că nu contează scorul cu petrolul. Da. Și eu le-am bătut obrazul și am plecat de acolo. M-am întors cu spatele și am plecat. Știi ce am pățit când am ajuns la Ploiești? Am fost declarat persona non grata de către Peluza 1 Ilie Oana, că ce-am căutat îmbrăcat în tricoul Stelei și alea. Bineînțeles că le-am tras eu și la Peluza Ilie Oana când vor pune ei pe mine să fac ce vor ei. Dar persona non grata? Persona non grata la Peluza 1 Ilie Oana de la Petrolul, pentru că am fost îmbrăcat în tricoul Stelei și am fost la o aniversare la un club la care am jucat 7 ani. Da. Și am spus tot timpul, băi frate, din punct de vedere sportiv, FCSB-ul e Steaua, pentru că i-am jucat la toate cele 3 stele, așa cum am spus, și la Ceaușescu, și la Păunescu, și la Becali. Eu nu mi-aduc aminte ca această echipă să se fi retras din campionat sau să fi jucat pentru altcineva. Deci că s-a schimbat și stai, o spune astea Răchită, un contestatar al lui Gigi Becali, da, permanent, care se știe. Dar n-am pus să nu spun adevărul, să nu spun ce vreau. Da, știu asta. Înțelegi? Da, mă, dar nu vreau să fiu tot timpul să fiu slujitor toți Gigi, trebuie să-i mai spunem lui Gigi și mult și adevărul. Nu, când greșește și alea, dar eu dacă n-am, eu sunt petrolist. Stai că vreau să-i pun o întrebare nasoală lui Mustață, să vedem ce zice. Ți-au plăcut schimbările la pauză ieri? Sincer? Da. Sunt aceleași schimbări. Da. Dacă stăm să calculăm. Da? Hai, dar răspunde corect, lasă-mă cu vrăjeala. Corect, îți spun sincer. A. Și la Sepsi au fost schimbările astea. Așa. Și câștigam meci. Asta e prin Suzi mai prost. Ci Neagigi, nu? Mă, nu mai duce tu unde vrei tu, mă, Igoria, mă. Păi, ci că nu mai duce unde vrei tu. Hai, mă, Gigi, că știe toată țara, ce naiba. Parcă, știe toată lumea. Mă, auzi, mă, parcă vorbim de vreun secret. Ce naiba, toată țara știe. Dacă nu-l băga pe companiu sau nu-l băga pe sau-l scutea pe Băluță când Băluță a jucat. Sau... Și asta e, s-a prins o zi mai grea, o zi mai proastă. Ne-a inspirat Ferguson? Că? Zi, puțin neinspirat? Dacă câștigam, nu mai făceați emisiune. Lasă, dar n-ați câștigat. Astăzi, deci puțin... Asta este. A? Mergem înainte. Zi, mai Ferguson mai neinspirat sau nu? A, neinspirat a fost. Cum? Cum a zis? Mai neinspirat. A, mai neinspirat Ferguson, am înțeles. Și elevul cu minte, nu face el schimbările? Elias, știi ce a inventat azi Răchită? EC, știi care scrie la Elias Aralambus? EC pe training? Știi ce a inventat Răchită? EC, elevul cu minte, în loc de Elias Aralambus. No, eu zic că nu are rost să jigni niciun om. Pentru dar nu l-a jignit, bă, elevul cu minte. L-a jignit acum, serios. Nu, eu spun eu, pregătirea la... Poate cine știe. Nu ați văzut, dar pregătirea la oameni, la jucători și toate... Și cât muncește omul ăsta acolo... Întrebați-mă pe mine, că eu vă spun 100%. Păi vezi, Gigi, că pe final pregătirea nu s-a mai văzut. Păi, hai să spun ceva. Vivi, tu ai fost fotbalist, Vivi, despre ce vorbim? Așa. Ai prins toate meciurile din campionat, toate le-ai prins bune? Nu le-am prins nu toate prins, bune, dar vezi că spre sfârșit cam toate echipele au cam dominat FCSB-ul. Și hai să-ți mai spun ceva. Păi nu, pot să spui așa, că cam toate echipele joacă la capacitate maximă cu noi. Păi normal că așa este. Dar Gigi, dacă când veneau pe Ghencea la noi, ziceau, bă, să nu le dați multe.
Acum cine vine, cine vine la FCSB? Acum știi cum e. Vin să ia puncte. Acum exagerezi și tu. Le-a dat 5 la Sepsi, care e o echipă. Acum exagerezi. Da, da, Sepsi e un picaș. E, nu e cum, ți-a bătut, ți-a bătut Farul, ți-a bătut CFR-ul, echipele. Nu, 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 nu. Aici nu, nu sunt de acord. Bă, s-a gripat. Vivi, Vivi, spălocul întâi. S-a gripat. FCSB, bă, Gigi. Gigi. Arată clasamentul lui Vivi și păi vezi că joi s-ar putea să te lua un punct de CFR. Nu știu, nu mai contează, tot pe locul întâi. Ascultă-mă puțin, Vivi, toate meciurile sunt la fel și gândește-te, și tu ai mai spus că noi când intrau aia, nu te supăra pe mine, nu poți să mai spui noi, că nu mai ai nici echipă națională ca să spui generația de aur. A, noi, pe ce poate să vină Hagi acum? Pe noi făceam, pe ce zi, e fotbaliști, aia a fost... Aia, nu se mai naște generații ca Hagi, ci că Popescu, ca voi, nu se mai naște. Da. Nu mai există. Gigi, scuză-mă puțin că am o informație de ultimă oră. Vasara face spectacol în continuare. După ce l-a pus pe Ișvan Kovac, l-a trimis pe Ișvan Kovac să arbitreze derbiul miliardarilor, da? Știi că e derbiul miliardarilor, Newcastle cu PSG din Champions League, mai dă o lovitură. Horațiu Feșnic, faimosul Horațiu Feșnic, da? Știi tu, da? Să-l pună președintele țării. Da. Cum? Pe cine? Horațiu Feșnic. Sau... Deci Horațiu Feșnic, da, va arbitra, deci Horațiu Feșnic va arbitra în Europa League Aris Limassol cu, cu FC Rangers. În... De-aia avem echipă națională. Avem cea mai bună echipă națională. De-aia. Nu vreau să supără domnul Buchim pe mine, da? Avem cea mai tare echipă națională. Nici nu știu dacă ne calificăm cu toate cu dreptul acum. Stăm. Dar ce legătură are cu echipa națională? Că nu înțeleg, ironia. Păi, dar cine l-a adus pe Vasara la echipa națională, la arbitrație? Nu e echipa națională, nu e la league, la federație. Da, Edi Iordănescu l-a pus. Se cunoșteau din Grecia când a antrenat acolo. Da, am înțeles. Am înțeles. Deci, l-a pus mama echipa la... națională, deci, echipa Vasara... națională. Nu mai ironic. Echipa națională, echipa națională și echipa națională este produsul cluburilor, pentru că jucătorii stau 300 de zile pe an la cluburi. Acolo unde joacă jucătorii, acolo își cresc valoarea și cu valoarea aia vin și reprezintă echipa națională. Valoarea aia și dacă mai aduceți și niște arbitri de ăștia ca să facă ce a făcut la meciul cu Rapid și să facă ce s-a întâmplat și la alte meciuri, o să crească copiii ăștia, o să crească frumos, nu? Copiii ăștia nu cresc din cauza arbitrilor? Păi da, la meciul cu Rapid ce s-a întâmplat? Dați-mi dumneavoastră o explicație. Și să vină domnul Vasara să spună... E bine dacă le găsește alibiuri că din cauza asta joacă așa cum joacă. Ce ai zis, Gigi, că, să vină domnul Vasara acum? Au și arbitri rolul lor, nu? N-au rolul lor. Gigi, ce ai zis, că să vină Vasara acum și să-l pună pe Feșnic? Sau ce ai vrut să zici? Nu mă interesează pe mine, că nici nu vreau să comentez eu chestiile astea. Deci, văd că ții cu echipa națională, ești fan, ești... Am văzut păi și data ce trecută. Să fac? Pă cine? Domnul Bochin, nu vă supărați pe mine. Păi în echipa națională joacă Olaru, joacă Coman, joacă băieții ăștia. Când a jucat Olaru, nu vă supărați, domnul, l-ați băgat pe Olaru 10 minute și după aia cereați ca să dea randamentul la echipa clubului. Haideți să nu vorbim de lucrurile astea, că sunt multe de reproșat. Stați un pic, că eu nu bag jucătorii la echipa națională. Acum înțelegi și tu ce a spus, bagi, nu tu. Sunt multe de reproșat dacă stăm pe echipa națională. În primul rând, se vede clar și cu această comunicare care o aveți cu cum îi cheamă pe ăștia, nu știu de unde au apărut ăia până echipa națională pe acolo. Cine? Peluzele alea. A, Uniți sub tricolor? Uniți sub, nu știu cine sunt ăștia, de sub tricolor, dar așa de mult au iubit echipa că era să pierd nici cu 3-0. Da? Asta... Dar gândiți-vă ce era înainte, domnul Vochin. Că v-am mai spus-o o dată într-o emisiune, acum cred că vreo lună. Regretăm Mircea Sandu, ăsta cum îi spune Dragomir, da? Pentru că știau să comunice, chemau liderii de galerii de toată țara. Băi băieți, veniți lângă echipa Gigi, națională. Gigi, dacă îl regres pe Mircea Sandu, lasă-mă, te rog. Din punctul ăsta de vedere mă refer. Lasă-mă în pace. Deci dacă pe Mircea Sandu, care a fost, Mircea Sandu, care a fost cancerul fotbalului românesc, atâta vreau să spun, un om care a avut tupeul, mai înțeles, cinismul, mai înțeles, așa, de a face o crimă împotriva fotbalului românesc,
excluzând că așa au vrut mușchii lui, că nu-i plăcea lui, lasă-mă să termin, te rog, că nu-i plăcea lui de Marian Iancu și de Mititelu că-l contestau, care a călcat în picioare, mai înțeles, rânjit hâd, așa cum rânjea el, la cât un șpriț, așa, cele mai mari sau dote, cele mai mari echipe din România, Craiova și Timișoara, le-a exclus din fotbalul românesc, din Liga 1, că așa a vrut mușchii. Ăsta era mai bine cu Mircea Sandu? Doamne, cu Pavaș. Nu mai înțeles la ce am vrut să mă refer, Horia. Eu am spus din punct de vedere a comunicării cu suporte. La capitolul ăsta, ce a făcut el în fotbal, că l-a spus pe Mititelu, că la fel pe Timișoara, ce a făcut. Nu la asta m-am referit eu. Da? M-am referit la nivel de comunicare. Venea suporte. El Mircea Sandu la voi și stătea cu voi în ședințe, Mircea Sandu. Serios. Da, îți dau cuvântul meu, domnule. Vivi Răchită știe. Da, așa este. Mircea Sandu venea să bea un șpriț, că îi plăcea șpriț. Nu, îi chema toți liderii de galerie și de la Petrol, să duceau 2-3 lideri de galerie de la Petrol, să duceau la Federație. Da, ca să iei, bă, să-i îmbârlige el acolo. M-au să le dea un protocol, parcă nu știm ce făcea Mircea Sandu. Nu le dădea cât 100 de bilete sau 200 de bilete. Da, 100 de euro le dădea. Dar le plăteam, Vivi, atenție. Se plăteau. Era pentru galerie. Se plăteau. Da. Păi nu. Fiecare galerie mai are un număr de bilete și toți vă uneați. Gigi, veniți la mes, susțineți echipa națională. Nu trebuie să vă cheme Burleanu la dialog. Dacă vrei să susții echipa națională, vii și susții echipa națională și gata. Da, dar la Kosovo, de ce nu s-au interesat de ce s-a întâmplat la Kosovo cu suporterii noștri acolo? Păi cum nu s-au interesat? S-au interesat. Păi nu i-a întrebat și pe domnul Vochină. Știe domnul Burleanu că au fost 3 aici pe acolo pe spital și nimeni nu s-a interesat de ei? Păi de cine? De cei care ziceai tu mai devreme că nu știu ce ne-au făcut, că era să pierdem cu 3-0? Suporterii României. Nu, el spune aici are dreptate. Spune erau niște români, niște suporteri României abandonați prin spitale după ce au văzut, după ce au fost bătuți de kosovari și că nimeni nu s-a interesat nici federația asta, înțelegi ce spun. Dar nu este normal că i-au bătut cei care au făcut ce au făcut acolo. Federația, prin ofițerul de securitate, a fost în permanentă legătură și este în permanentă legătură la orice meci cu grupul de suporteri români care vin acolo. Da? Da, deci în permanență legătură este și i-a lăsat să moară în spitale pe suporterii noștri. Nu cum i-a lăsat să moară în spital? N-au avut îngrijire medicală? Domnul Bochin, auziți? Stați o secundă că vă fac eu să înțelegeți. Ca să nu mai scoateți capra cu barza așa că nu merge. Indiferent, în orice țară care eu sunt ca român, pentru mine am drepturi garantate de statul român. Atâta timp cât eu sunt într-o țară și mi se întâmplă ceva, statul român trebuie să vină să se intereseze de mine, da? Așa aici este. Aici erau vorba de niște ai dreptate, dar ai greșit adresantul. Federația nu-i statul român. Mă lăsați să vorbesc? Păi dacă nu mă lăsați să vorbesc, eu... Gigi, calmează-te, tată, gata. Zici că ești Gigi alal. Mai încerc. Păi nu, ascult. Păi nu, că vreau să-i explic domnul. Te rog, explică, dar liniștește-te, că nu e... Avem timp, mă auzi, avem timp să explici ce vrei. Avem timp să explici ce vrei. Bun. În momentul în care la echipa națională, pe stadion acolo, a ajuns echipa națională, acolo avem oficiali, adică l-aveți pe Cojocaru care se ocupă de securitate, nu știu ce securitate, în sfârșit, și în momentul în care suporterii români au ajuns pe stadion, pentru că dumneavoastră, ca federație, a cerut o reciprocitate pe bilete, da? Ăia n-aveau cum să-și cumpere bilete de unde a cerut dumneavoastră reciprocitate, da? A cerut sau nu? Habar n-am. Așa, te rog, zi, Gigi. Vă spun eu, a cerut reciprocitatea pentru suporterii români. Suporterii români, faptul că au strigat că Kosovo e Serbia, a intrat în ei, i-a rupt cu bătaia, i-a lăsat pe spital, nici măcar ofițerul ăla care spuneți dumneavoastră că avem securitate, avem, n-aveți nimic, da? Nu s-a ocupat de absolut nimic, ca să înțelegeți, de nimic. A lăsat suporterii în spital. Și la revedere. Echipa națională s-a suit în avion și pa. Despre asta vorbim, domnule Bochin. Da? Așa că ce să discutăm de domnul Burleanu și dacă veniți cu luați-i țineți pe aia acolo care știe domnul Burleanu despre ce e vorba. Poate de un partidul AUR, așa am înțeles că... Numai hai că nu vorbim de politică, te rog. Nu, așa am înțeles că sunt ăștia uniți sub... Treaba lor, să fie la ei, da. Da? Și atunci despre asta discutăm. Când chemați toți liderii de galerie din țară și se face la nivel de galerii, nu vine mie gică din pădure și vă găsesc uniți sub tricolor și când vreau să mă duc să cumpăr 25 de bilete, noi nu mai avem, că e, nu știu ce, uniți sub
ce drapel. În sfârșit. Da. Da, deci bun. Da, hai să Da. Îți urez să iubești echipa națională necondiționat fără nicio discuție. Iar asta că eu iubesc. Da, am observat. Am observat. În momentul în care zici iubesc echipa națională, virgulă, dar s-a terminat orice discuție pentru mine. Nu există pentru echipa națională niciun fel de condiționare. Doi la mână. Acum vorbesc eu, lasă-mă pe mine să vorbesc. Acum vorbesc eu, că până acum ai vorbit tu. Da? În 2014, când am venit la Federație, s-a făcut o astfel de, de întâlnire cu liderii de galerie. În 2014, înainte de meciul cu Ungaria. Da? S-a făcut o astfel de discuție și atunci au fost promisiuni ferme din partea tuturor galeriilor că, că totul va fi curat, totul va fi liniștit și nu vom avea parte de incidente. Da? A fost revelion la meciul cu Ungaria. A luat stadionul foc la meciul cu Ungaria cu lucruri pe care n-aveam voie să le facem. Da? Așa în urma, acestor așa lucruri, stadionul, de multe ori, stadionul echipei naționale a fost gol pentru că nu ați vrut să înțelegeți care sunt regulamentele și care sunt rigorile. Nu mai încercați să duceți în altă parte. Nu, discuția nu, în altă parte. Asta este, este adevărul. Iar această reconciliere, ascultă la mine, această reconciliere încercăm să o facem în fiecare zi. Dar o să spun și în particular, pentru că nu pot să spun în emisiune, ce se întâmplă, dar poate o să afli și tu în curând. Nu știu, că pe mine mai puțin mă interesează ce se discută pe acolo. Bun, dar întrebare. Voi, de ce n-a venit de la voi? Dom'le, vrem să vorbim cu Federația, cu domnul Burleanu. De ce n-a venit de la voi? De ce să vină de la noi? Păi că să vorbiți cu Federația, să organizați, să fie o mare galerie organizată la meciurile naționale. O galerie națională. Păi nu vorbește cu domnul Bureanu, vorbește, poate și domnul Vochină, sau poate nu știe domnul Vochină. Cum sunt ăștia uniți sub nu știu ce drapel? Cu ăștia au vorbit în 2014, n-au vorbit cu noi. Da. Ați înțeles? Ca să înțelegeți, domnul Vochin. În 2014 au fost și cei de la Petrolul în tribună, știu sigur, pentru că eram la echipa națională. În 2014 s-a vorbit cu toate galeriile. Toți cei care au la echipa națională. Au venit la Federație, poate că tu nu erai atunci implicat în chestia asta, habar n-am, nu mai țin minte că au trecut totuși aproape 10 ani. Dar au venit reprezentanți ai galeriilor importante la Federație, da? Și s-a făcut frumos o discuție, am crezut că am vorbit. În fine, haideți băieți că deja mai vorbim de ce a fost acum 10 ani. Bun, am înțeles, Gigi. Ok, faceți, întâlniți-vă că până la urmă important e binele naționale și sunt fer convins că n-are nicio problemă Federația să se întâlnească din nou cu liderii galeriei. Nu cred că e vreo problemă? Nu, chiar se discută, dar nu pot să dau mai multe amănunte. Chiar se discută o astfel de inițiativă? Da, bineînțeles. Na, auzi, Gigi. Da, să discută, că eu știu și eu despre ce e vorba. Știu, să discută, pentru că ce au făcut ăștia acum la meciul ăsta, au făcut împotriva echipei naționale și n-a cum venit la nimeni. Normal. Ce au făcut ăștia? Pe ce, e prima oară? Dar voi, dacă iubiți echipa națională, voi nu luați, de ce nu luați inițiativă? Am auzit, Gigi Corsicanu a dat un mare exemplu de românism în acum vreo 3 săptămâni aici în emisiune. Un mare exemplu de românism. A dat, îmi pare rău să ți-o spun. Deci, el a spus că ceea ce au făcut acolo a fost o mare prostie. Aici declarația mea de a doua zi? Da, care e declarația? Acum nu mai le știm pe toate, știi cum. Declarația mea cu echipa națională când a spus meme, deși a cerut meme scuze și a spus că eu știam că ăsta Gogoașă, el a insistat cel mai mult pentru că eu am avut oameni acolo, lângă ei. Da? Așa. Și știam absolut tot. Și eu, meme m-a întrebat pe mine prin mesaj, băi, cine e ăla? Băi, vedeți că nu e ăla de vină. Că sunt oameni de-ai mei acolo care ăla se roagă de aici pe de-aia pentru. Care discută că nu Bureanu mereu cu ei, cu ăștia, cu uniți sub nu știu ce drapel. Că nu pot să-i spun uniți sub România, culorile României. Pentru că ea n-au dat dovadă. 40 de minute dacă erau români, păi luați mă steagul, la repetere, avea echipa 1-0. Da? Nu știu, așa că, domnul Vochin, mai lăsați-o mai ușor cu mine, cu românul, cu alea, că eu sunt mai patriot și ca dumneata, și ca Burleanu, și ca toată federația aia. Sunt absolut convins de chestia asta, eu spun doar ce a apărut în spațiu public, eu am auzit doar declarația lui Gigi Corsican. Da, da, bun, hai să revenim puțin, Gigi, pe final la Kipciu. Cum a fost cu Kipciu? Povestește-ne aseară. Foarte frumos.
i-am strigat numele, l-am încurajat. Bravo lui. Atât a fost. Mm-hmm. I-ați făcut un banner, am văzut, nu? Da, da, da. Nu? Da, i-am făcut un banner care îl merita și de-aia vă spun că un jucător de fotbal nu trebuie. Cum? Un jucător ce? Un? Un jucător de fotbal care ți-a făcut o performanță, nu poți să vii să-l înjuri și să faci ceea ce face. Ce, e inadmisibil așa ceva, nu? Corect. Am înțeles. Da, mă uitam în poze. Băi, mai ușor cu pizza aia, că ai făcut burtă. Băi, Gigi, bă, mai ușor, bă. Bine, pizza aia care da. Mai e puțin și vine Crăciunul. N-am mai ajuns nicio pizza pe la Fanatic. Mâine da, trimit, da. Trimite mâine, că mâine n-avem emisiune, da. Dar tu poți să trimiți mâine. Sau când aveți tu mai emisiune, vă promit. Vineri. Și duminică. Vineri, mai înțeles? Pizza aia. Gata, vineri promit. Vineri aveți pizza. Ți-am văzut burtică, să știi, în niște poze. Vezi, ai grijă. Ce pizza? Nu. Păi are pizzerie. Da? Da. Unde, Gigi? La Polteniței, 142. La noi în cartier, acolo, frumos. Cea mai bună pizza. Ia-o stat. Cea mai bună pizza. Da, ia-o stat. Ia-o zbănel. Hai, te salută Horațiu Feșnic de la Aris Limassol și cu FC Rangers. Să fie sănătoși. Eu nu am dușmănie pe oameni. Ei, normal. Greșit, poate acum aș revizuiesc. Poate acum oamenii își dau seama că au greșit. Eu niciodată nu am spus, domne, ăla să dea afară sos. Sau chiar dacă am fost la nervi sau ceva de genul. Frate, suntem oameni, cu toții greșim. Da, și cred că, oricum, dacă Colțescu era arbitru FIFA, cred că îl trimitea și pe el la un meci de ăsta, că e cel mai talentat arbitru român. Nu mai contează cine, fiecare greșim în viață. Dar, la un moment dat, trebuie să-ți dai seama. Să nu mai repete greșelile respective. Da. Așa e. Toți greșim, Gigi, toți. Cine nu muncește, nu greșește. Așa e. Toți greșesc. Așa e. Nu, la fel și Gigi, nu? Cine nu muncește, nu greșește. Mai greșește și el. Toți greșim în viață. Știi ce vreau să te mai întreb? Că tu ești tot timpul acolo printre băieți. Ce se întâmplă, Gigi, cu Djokovic? Nu mai e Djokovic ăla. Nu mai are bucuria aia. Ce se întâmplă cu el? Păi, cum să nu? Na, nu. Păi, e o atmosferă plăcută între ei. Da, ok, dar nu mai e... Dacă acum au prins și ei o zi grea... Nu, lasă, nu vorbesc de asta de meciul de ieri, că ieri încă o dată s-a terminat 2-2, nu v-a bătut nimeni cu 4-0. Stai, să o luăm încet. Dar nu mai e Djokovic ăla de la început. Nu, e, nu știu, mi se pare așa, supărat așa de noul lui statut. Nu cred, pentru că eu vorbesc cu el tot timpul, nu cred. Nu. Și ieri când a fost la bază dimineață, nu cred. Atmosfera e plăcută între ei, râd, glumesc între ei acolo, nu cred. Nu cred că e supărat. Dar poate fi supărat acum de rezultat, că n-au luat cele 3 puncte. Pentru că ei sunt ambițioși, vor să câștige orice meci și bravo lor. Dar acum asta este. Da. Hai să-ți dau și o bombiță, ca să zic așa. Că dacă tot ești aici, știi că ți-am dat una cu... Mai înțeles, ți-am dat una cu, cum îl cheamă, cu Horațiu Feșnic, mai înțeles? No, pentru mine da. Nu e bombă. Deci Horațiu, fii atent, Horațiu Feșnic la centru, Valentin Avram și Alexandru Cerei la tușe și Andrei Chivulete al patrulea oficier, iar video assistant este însuși Ovidiu Hațegan, atenție, ajutat de Cătălin Popa. Băi, acum la Aris Limassol cu FC Rangers Europa League. Bun. Și acum noi ca români trebuie să venim acum să spunem: păi de ce i-a trimis Burleanu? Nu, noi trebuie să ne mândrim și dăși să-și dea seama că uite, sunt la un nivel de internațional de arbitri și sunt arbitri cu valoare și trebuie să dăși și să gândească. Noi ne bucurăm că auzi că la meciul cu PSG-ul e ăla, la meciul cu Interul nu știu cine e. Te mândrești că ești român, că e românul tău, îl vezi, ia uite mă, ce face, uite, l-a ajuns bine, sus. Dar nu înseamnă că avem dușmănie pe ei. Important este ca în campionat să facă în așa fel încât să arbitreze cum arbitrează afară. Aici e problema, mai ales că avem cu VAR-ul ăsta, avem și VAR și nu ne folosim nici de ăsta. Despre asta e vorba. Restul nu mă interesează. Doamne ferește, nu mă bucur de rău unui om. Eu niciodată în viața asta nu m-am bucurat de rău. Mă bucur de binele lui, să fie sănătos, dar
să realizeze pe viitor, să știe, băi, nu trebuie să iau butonul ăla care m-a apăsat, să-l iau în considerare. Da. E în regulă. Bine, mulțumim, Gigi. Numai bine. Mulțumim, toate cele bune. Da, a fost liderul Peluzei Nord, Gigi Mustață, și o știre interesantă cu mare legătură cu sportul. Nu e vreun jucător, deși, cu ghilimele de rigoare, un jucător important. O informație de ultimă oră, da? Redactorul șef Cătălin Țepelin părăsește Gazeta Sporturilor după o decizie a patronilor elvețieni de la Ringier. Acesta este momentul plecării sale din redacție, este pe Facebook-ul Gazetei Sporturilor. O să rog regia să ne arate, da? Și poate mi-l prinde și pe Cătălin la telefon. Cătălin Țepelin, care este și președintele Asociației Presei Sportive. Da? Deci, da, interesant, ca să zic așa. Da? Andrei, mă uit la el, că Andrei de-o viață îl cunoaște, este mai urmașul lui Anițare și al lui Tolontan, nu? Surprinzător? Deci, repet, da. Redactorul șef Cătălin Țepelin părăsește Gazeta Sporturilor, chiar e știrea dimineții din sport, după o decizie a patronilor elvețieni de la Ringier. Acesta este momentul plecării sale din redacție. Mai arătați poze și poate mi-l prindeți și pe Cătălin Țepelin. Chiar aș vrea să vorbesc cu el, că este interesant. Da, iată imagine, Cătălin Țepelin pleacă în aplauzele colegilor lui, da, care au făcut, cum se numește asta? Un tunel, da, un tunel ca la un campion, ca să zic așa. Da, chiar un șoc. Da, da, foarte interesant. Da, e un subiect de urmărit. Se vede pe fața lui Cătălin că e foarte dezamăgit și supărat. Da, da. E șocat, cred. Da, stai, vorbim încă o dată, vorbim de Cătălin Țepelin, da, președintele Asociației Presei Sportive din România. Tocmai ales acum câteva luni președintele Asociației Presei Sportive din România. Da, foarte interesant, foarte interesant. Se vede că e supărat. Se vede că e supărat și dezamăgit și trist. Da. Da, colegii îl aplaudă, s-au întâmplat imaginile, sunt de acum câteva minute, colegii care îl aplaudă, un ziarist excepțional, Cătălin Țepelin, și Gazeta Sporturilor a crescut foarte mult cu el la cârmă. Mie îmi place foarte mult, un băiat serios, un tip muncitor, un tip care are valoare, pur și chiar asta este valoare, este unul dintre jurnaliștii sportivi de mare valoare, Cătălin Țepelin, nu degeaba... Are mâna dreaptă... Are trofeul, un trofeu de ziaristul anului sau ceva. L-ați văzut și pe Cătălin Tolontan în dreapta, da? No. Da? Ba da, era Cătălin Tolontan. Aici, este aici în dreapta și Cătălin Tolontan. Da, e o pierdere foarte mare pentru Gazeta Sporturilor. Bine, n-avem multe informații, nu vreau să mă hazardez să comentăm. Așa am primit și eu informația că părăsește Gazeta Sporturilor din funcția de redactor șef după o decizie a patronului elvețien de la Ringier. Da. Da, în dreapta v-am zis e și Cătălin, era și Cătălin Tolontan acolo, da. Da, mă rog, dacă avem informații o să încercăm să vorbim și cu Cătălin, dacă putem să vorbim cu el, vorbim, o să vă mai ținem la curent cu acest adevărat cutremur, nu? Da, eu... Nu a plecat fericit. Fără să știu, fără să... Nu, n-a plecat fericit. Nu, cred că pleacă nimeni fericit. Da, doar atâta vreau să spun că în câteva minute o să vedem și declarațiile de ultimă oră ale lui Gigi Becali, care le-a dat acum la Palat. Imediat o să vedem ce a mai spus Gigi Becali după partida de aseară. Te rog. Da, mie mi se pare că e o veste extraordinar de proastă pentru presă. Nu pentru Gazeta Sport, pentru presă în general, dacă este o decizie a... Nu, omul era supărat. Era dezamăgit, nu, stai, adică se vedea, era, cum să spun, era șocat, dar pe fața lui, că da, dezamăgit. Nu neapărat șocat, cât foarte supărat și dezamăgit de ce îi se întâmplă și, cum să spun, și a plecat, adică avea și atitudinea unui om care a fost nedreptățit, ăsta este cuvântul, așa părea. Te rog, scuză-mă, zi. Eu am făcut parte din această echipă și spun cu mândrie lucrul ăsta de
începând din 1991 când am făcut Sportul Românesc, după aia în 97 am făcut ProSportul, după aia în 2002 am luat Gazeta Sporturilor, am izbutit de fiecare dată să fim numărul 1 ca ziar și ca echipă. În toată această perioadă am avut 3 patroni: Dumitru Dragomir la Sportul Românesc, Adrian Sârbu la ProSport și Dan Voiculescu la Gazeta Sportului. De fiecare dată, în fiecare dintre aceste perioade, au fost momente în care patronatul a dorit să renunțe la șef din partea editorială sau la oameni din partea editorială. În care a făcut presiuni, practic, pe partea editorială. Da, eu țin minte că Tolo Săracu a fost dat de vreo 2-3 ori afară, pentru o noapte, pentru o zi. Eu fiind redactor șef adjunct, de fiecare dată am fost chemat să preiau frâiele și să continui activitatea. Și ce ai spus? De fiecare dată am spus că noi suntem o echipă și nu am dorit să fac lucrul ăsta. Adică ai refuzat? Am refuzat. De fiecare dată am refuzat. E vorba despre ProSport și Gazeta Sporturilor, pentru că la Sportul Românesc, așa s-a întâmplat, Tolo era subalternul meu atunci. Ei bine, de fiecare dată patronatul a înțeles că editorialul este mult mai important, că adevăratul patron al oricărui ziar, oricărei publicații de presă, oricărei... adevăratul patron este cititorul. Ăla este singurul. Așa cum la fotbal adevăratul patron este suporterul, pentru că el plătește tot. Bilet de meci, tricouri, match day, panotajul care se pune, publicitatea care se face, dreptul TV care se oferă, toate lucrurile astea sunt plătite de suporter. Dacă suporterul n-ar dori să aibă n-ar dori să vadă o echipă de fotbal, atunci el n-ar mai plăti nimic și totul s-ar duce de râpă. Așa se întâmplă și în instituțiile de presă. Adevăratul patron este cititorul. El plătește tot. Ei bine, acționariatul de atunci și-a dat seama că editorialul respecta cititorul. Iar respectul față de cititor în presă înseamnă un singur lucru: adevărul. Să încerci cât mai mult să te apropii de adevăr. Nu reușești de fiecare dată. Nu poți reuși de fiecare dată. Sunt fel de fel de influențe, sunt fel de fel de oameni care vor să te ducă pe surse, pe alte direcții. Dar important pentru tine ca jurnalist este totdeauna să cauți adevărul. Ei bine, de foarte multe ori în căutarea adevărului te lovești de niște interese ale patronatului. Patronatul atunci trebuie să înțeleagă, sau ar trebui să înțeleagă, că la sfârșitul acestui drum lung, cel care va câștiga va fi cel care va ajunge cel mai aproape de adevăr și cel care va ajunge să mulțumească cititorul. Sunt foarte multe momente de-astea delicate, de-astea eu sunt șocat și îmi pare foarte rău pentru Cătălin Țepelin, îl știu, a crescut alături de mine. Țepelin, asta pot și eu să spun așa de la distanță și apropo de scurta interacțiune care am avut-o de-a lungul timpului, este un jurnalist cu jumare. Da? Adică este printre jurnaliștii care întotdeauna au rămas la standardele cele mai ridicate și au respectat meseria și întotdeauna a făcut cât a putut de bine, ca să spun așa, cu conștiință, ca să spun așa, meseria de jurnalist de sport, care nu e ușoară. Și meseria de jurnalist de sportul, lumea crede că e grea, dar cu atâția patroni, cu atâția oameni puternici, cu presiuni, cu influențe, nu e simplă, nu e o meserie simplă. Și din partea patronilor din fotbal și oamenilor din fotbal, care dacă scrii ceva despre ei, sună, să vezi ce ai scris de mine, ce sunt... Da, nu e, lumea nu știe, da, lumea nu știe de o presiune foarte mare, da, bine, o presiune pe care o ducem cu zâmbetul pe buze, că asta e meseria noastră. Da, te rog. Ești obișnuit, mai ales că el deja are o experiență de peste 20 de ani. Acolo a văzut și presiunea care s-a pus pe Tolo în toată perioada asta de timp, sau pe echipa noastră, sau pe domnul Ianițoaia. Da, era vizibil dezamăgit. Adică avea, era reacția colegilor face cât, cum se spune. Da, este o reacție frumoasă pe vremea mea, că eu, de exemplu, eu vă spun doar atâta, să nu fie o reacție în lanț, pentru că să nu ne trezim că pleacă și Tolontan.
Să nu fie Andrei. Eu cu Cătălin Țepelin, da, am avut multe discuții în contradictoriu în anii ăștia de când eu am plecat de la Gazeta Sporturilor, pe diverse teme. La un moment dat, la ultima discuție, am avut senzația că avem două discuții între generații. Deja în momentul când mi-a dat o replică că voi nu greșeați și numai noi cei tineri greșeam, mi-am dat seama că e cam cum fac acum generația de aur cu generația următoare, știi? Pe mine m-a buvnit râsul, dar am apreciat faptul că el, făcând parte din generația de după noi, adică Tolontan, Jean Bașu, Buzărin, Terzian, eu știu care am... Cartianu, ăștia care am fost noi acolo, au încercat să fac și au făcut foarte multe lucruri bune, cel puțin în epoca digitalizării. Mm-hmm. Noi nu știu dacă eram în stare să facem ce a făcut Cătălin Țepelin cu echipa lui de oameni tineri. Mm-hmm. Da? Dar tot timpul a avut această... Parcă îl deranja, pentru că eu veneam și explicam că sunt niște reguli clare a represiei care trebuie respectate, să întreb și partea cealaltă, să încerc să afli adevărul, și el îmi spunea, mă rog, îmi dădea tot felul de alte exemple. Dar una peste alta, ce a făcut el acolo, a făcut o treabă extraordinară. De asta și a fost o muncă, din ce am înțeles, de la ei, o muncă extraordinară. Titanică. Extraordinară, da. Pentru că acum avea și concurență. Să știi că nu m-aș mira să plece și Tolontan de la Libertate. Pentru că eu știu unitatea lor de grup, relațiile. Păi eu să nu fie doar prima mișcare a unui seism de proporții pentru Ringe. Să știi. Și vorbesc foarte serios și, mă rog, am și anumite informații, nu doar vorbesc. M-ai înțeles? Am și anumite informații. S-a tot speculat în ultimul timp. Din ce știu eu, nu este prima decizie a acționariatului de acolo, pentru că a mai fost o persoană extrem de importantă care a primit o astfel de decizie. Nu știu, nu pot să intru să discut, că n-am nicio... Habar n-am, nu știu ce. Știi cum e, n-am informații, Andrei. Eu doar am permis să speculez, și nu e doar o speculație, că să nu fie, repet, prima mișcare de plăci foarte puternică a unui seism care va avea multe replici, unele poate și mai devastatoare, cum ar fi plecarea lui Tolontan de la Libertate. Să știi că există o experiență, o echipă făcută acolo, a procedat așa și la Sportul Românesc, a procedat așa și la ProSport și a mai procedat așa odată cu Ringvie. Da, o dar să vedem. Un singur lucru mai te rog să mă lai. Am rugăminte mare la Cătălin Țepelin, cunosc familia, deci știu tot, să fie tare. Să fie? Ce să fie? Să o ducă. Să o ducă, să fie tare. Să fie tare. Nu mai pot să vorbesc, că deci îmi dau seama ce gândește Andrei, ca și cum la noi, la fotbal, ar veni patronul și ar da un titular afară, unul care ne-ar ajuta să dăm goluri, să câștigăm meciuri. Și noi am face un tunel pe capitanul echipei să vină, nu, cum îl aveam noi pe Lăcătuș în anii 96, 97, 98, jucam în Liga Campionilor, câștigam campionate, și să fi venit Păunescu și să-i zică, băi, Lăcătuș, de astăzi pleci că vreau eu să... Păi îți dai seama că noi am fi făcut acest culoar. Da, nu te-am mai văzut niciodată așa emoționat. Nu, pentru că... Adică niciodată nu te-am mai văzut să-ți dea lacrimile și pur și simplu aproape că nu mai poți să vorbești, adică... Nu vreau să întâmple cu el ce s-a întâmplat cu altcineva. Vreau să fie tare. Dar cine a mai pățit? Un coleg de-al meu? Nu vreau să fac niciun fel de legătură, dar poate e doar o coincidență. Atâta, doar să fie tare. Nu este ultimul lucru ăsta. Ok, este o decizie a unui patronat, nu este ultimul lucru. Nu știm ce s-a întâmplat, ți-am zis. E greu să... Nu știm ce s-a întâmplat, nu știu ce s-a petrecut acolo, dar pe Cătălin, în loc să înțeleagă că nu este ultimul lucru din viață. Se pot reface, lucrurile sunt... Andrei, am luat eu de la zero cu fanaticul. Nu, ce? Ți-am dat cel mai bun exemplu. De la zero. Categoric. De la zero, acum categoric. Mulți ani am luat-o, nu-mi dădea nimeni nicio șansă. Toți râdeau de mine. Îmi spun, mi-au spus, mai înțeles, când m-am certat cu Digi, mi-au spus, haide mă, dispari. Mi-au zis. Da, știu la cine te referi, la Vali săracu. Știu. Da, da. Și la Vali. Da, în fine. Da. Deci, sunt destul de multe Andrei, cazuri. Andrei, eu acum 10 ani am luat-o de la zero. Știu. Da, eram în stradă.
Faceam, mai înțeles? Mă rog, nu mai contează ce a fost. Da, înțelegi? Acum, oricum, ca eu... Ca să trecem un pic la chestia asta, tu ești Hagi. Tu ești Hagi în sensul în care tu ești antrenor, dar tu ești și patron. Da, de acord. Am plecat de la Digi, așa a fost să fie. Oricum le mulțumesc mult celor de la Digi. Am avut niște momente frumoase și o să-i fiu mereu recunoscător lui Tesari. Da, mereu o să-i fiu recunoscător că mi-a dat șansa. Bun, mi-a dat șansa. Eu eram pe val atunci și ei au luat unul care era pe val atunci, știi? Dar da, mi-a dat și șansa asta să stau atâția ani la Digi, unde un sistem cu adevărat profesionist, să știi. E mai dur, dar e profesionist. Și am lucrat acolo. Exact. Doar am lucrat împreună. Dar de-aia au și creat acest imperiu care e Digi. Da. Și eu încă o dată îi mulțumesc lui Tesari. Deci că am fost acolo atâția ani, înțelegi, și am petrecut momente extraordinare. Mă rog, știi cum e, cam viață. S-a întâmplat, ne-am despărțit. Asta e încă o dată. Dar eu am rămas cu gânduri foarte bune și, repet, cu recunoștință și față de Tesari și cu multe prietenii. Eu și acum sunt prieten cu băieții, cu Șai, cu Ilie, cu Vorbim. Mai înțeles, oameni chiar meseri. Dar am luat-o și eu de la zero și nu vreau acum să mă dau eu mare. Am luat-o de la zero, stai de la zero, fără nimic. Eu de la zero cu trupa mea de prieteni și de colegi cu care suntem de 15 ani și cărora le sunt recunoscători. Da, unul dintre ei aici, Silviu Gheling, Adi Barna, da, sunt aici, Cristi Coste, da, așa, după aia s-a alăturat și Vlad și mă rog, toți, că nu-i mai sunt, Ionuț, toată trupa. Și am luat-o cu toții de la zero și uite-te că am creat, foarte zic bine, eu, asta cred că... Asta e sfatul meu și pentru Cătălin, să fie tare. Am creat ceva, nu... Andrei, nu? Am creat ceva din fanaticul ăsta. Păi bineînțeles. În 10 ani. Păi bineînțeles, asta se observă din cifre, dar asta vreau să-i trai nu Cătălin Țepelin. Și lui Cătălin Tolontan. Pentru că nu, n-am discutat spun, cu el, dar știu ce e în sufletul lui. Și eu îți spun că în legătură eu, cu multe evenimente. Și eu îți spun că eu cred că nu o să treacă 24-48 de euro și o să auzim și demisia lui Cătălin de la Libertate. Eu așa cred. Așa cred. Adică, pentru că eu știu din afară legătura specială care între oamenii ăia de acolo. Mai înțeles? Înțeles? Da, păi tu. Da. Da, păi tu. Bun, hai să vedem, oameni buni, ce a declarat Gigi Becali după partida de aseară FCSB-ul Cluj 2-2. Lui Banu, lui al familiei, de ce trebuie să faci acasă? Cum este creștin? Care trebuie să luagem, rugați-vă din cetate, în permanență, Doamne, este cu 6 milioane și mă la... Așa și fotbalism. Care este religia lui fotbal? Aia. El în continuu a făcut acasă antrenament, peste tot antrenament, când e liber la sală, acasă să aibă nu știu ce biciclete, trotinete și motorete. Mai vreți să mă declarați religie? Mai vreți să mă declarați religie? Trebuie să spunem ce e. Chipciu foarte bine. Chipciu e o băiat de caracter. Chipciu are bărboție, Chipciu a spus ceea ce trebuie să spună un om care a mâncat bani de la Steaua. El a mâncat bani, a avut o viață acolo, a făcut viața cum alții, de exemplu, care i-am lansat și care și chiar și popa ăla, nu mai putut. Dar da, pe cine știa pe ea? Pentru că ea a luat, l-am făcut. Aia, aia, mulți, și chiar și Orbița, a luat, a luat și pe ea. Și a plecat și după aia a revenit. Ca să revii la un simul de treabă, e penal. Că n-ai cum să revii. E definitiv la revedere. Dar a semnat că, domnule, noi nu facem fotbal, că atare nu este confuz. Pasul de față. Bine, o să vedem cât de curând se va rezolva și trebuie. Se va rezolva și trebuie. Păi, ce vreți să fac? Ce vreți să fac? Spun România și mă războiesc și eu. Noi oamenii sărăi, ce să facem în România? Nu vezi că ne năpădesc mondialele, mondialiști. N-ai văzut cu cubelul ce faci? N-ai văzut? Voi pleacă acasă, mă, nu vrea mă să pleci. Du-te mă acasă în pecea ta, mă, lasă-ne, mă, pace, mă, nu vrea mă să pleci. Tu-ți dai seama ce om, pleacă mă în Grecia, mă! Du-te ceva la el în Grecia, mă! Lasă-ne, mă, pace, mă! Poate doare, că de ce nu pleacă mă în Grecia?
Băi, bunene, trimite-l concret, ce mă dai și tu ești acasă, mă, că tu aduci greci, mă, lasă-l ducuma român, mă, să conducă cafe, mă, nu suntem chiar idioți, mă, mai avem puțin gram de minte, băi, bunene, mă. Nu, domnule, că vreau greci, nu mai în politică se poate. De ce? Ca să poți cu securitatea, că securitatea face. Securitatea se dă de securitatea. Dă telefon la Consiliul Județean Securitatea, vând la locatare, nu mai primește locul. Nu vezi că totul e politică? Bun, ala, vezi cu asta, nu vrea să plec. Pleacă-mă acasă, nimic am. Nu-ți dai seama. Du-te-mă acasă, mă, muncești la tine în Grecia, mă. Nu vreau. Și cu ce se poate? Credeți că poate fi afectată de declarația? Ce afectată adică este? Adică să acționeze arbitrii. Bă, și ce vrei să fac, mă? Ce să fac? Ce să fac? Până la urmă mai plânge. Păi arbitrii sunt ai cu păi și ce să fac? Păi da, poate vor fi decizii. Ce să poate să facă? Contra echipei. Ce să facă? Câteva Dumnezeu poate. Pe ce el a dat cu capul ca și a avut. Dumnezeu să-l lasă. Să mai mulți mărească pe mine, să nu mă iubeștenesc pe tine. Să-i lase în pace. Înțelegi? Eu ar trebui să-i lase în pace, dar nici eu nu pot să-i las, vezi? Nici eu nu-l las. De ce mă oftic? Păi, bă, dacă îi zic să plece acasă, mea să plece. Pleacă-mă, du-te acasă. Nu pleacă și nu pleacă. Și pleacă cu el la măcelorii. Hai să fac ce vrea eu. Domnul Păcovanu, să fac ce vrea. Nu vrea să plece acasă. Du-te mă acasă, mă. Dar când ați aflat de decizia în cazul domnului Grecia? Ce fost mare? Și dacă e fost mare fotbalist, legea scrie la lege. Un fost mare fotbalist nu are voie pușcărie, face chestii penale, nu face mască, e așa? Nu. Păi băi, vrei să spun ceva? Că a fost mare fotbalist. Și n-a fost apaile extraordinară, acta de mare fotbalist. A fost fotbalist la Dinamo Miliție. Înțelegi? Și miliția ai văzut? Băi, am văzut că s-a debarasat. Eu? Dar eu tot timpul am fost împotriva mea. Acum îi trimis hârtie. Că acolo la... I-a dat 7 luni. Face 3 luni jumate. În regim deschis, că n-au, n-are cum să-i dea regimul decât deschis. Fac hârtie eu, vă rog să-mi... Acum pot să spui vreau pe lucru. Scrie acolo pe hârtie. Dom'le, vreau să angajez de la dumneavoastră, de la penitenciar, un deținut, care l-a fost fotbalist, mijlocaș, bundă de apa se pune, înțelegi? Care a fost la o echipă care a câștigat campionat, care cu tare, înțelegi, și care se înmalmente la Vladică. Dacă nu ți-am văzut. Nu știe și asta. Și mine a primit o mașină, îl ia pe lupul dimineață la ora 7, îl duce la mine acolo. Dar de ce? Dar de ce? Și ce se poate? Ce se fac? Cum îmi spunea mie, acum a avut-o, venea controlul de la ANP, că vine dumne controlul la ANP și director. Și dumne ia și o cârpă, că eram la cadă, la academie. Și i-am luat-o, că mi-a dat cârpă și eu am aruncat-o pe campanie. Bă, eu sunt de care, eu nu știu. Mănâncă tu cârpă și cu ăla director de la ANP, luat și mâncați-o în voi. Nu știu, eu Cagi m-a angajat aici, academia, ca eu să fac scheme de tactică de joc, așa scrie un lucru care priceput la fotbal. Eu mă pricep la fotbal, nu spune angajez unul care să șteargă cu cârpa bine. Ai ceva la cap? Era unul mare. Și spune, bunule, ăștia o să vezi că să avem venele cu ei. Cine, mă, unul nu cheamă o biră sau cam așa, nu știu. Cam așa ceva. Vă zic, bă, ăsta în viața lui, dacă vine director de ANP, când eu dau mâna cu el, trebuie nici nu mai spele pe mână, mă. Toată viața lui, zic că era nepot, bă, am dat mâna cu plecare, cum să fie ăsta milițiar, să fac figur cu mine, mă. Dar de ce vrei să faci de pentru faptul că ați vrut să pentru că în viață, când e omul la suferință, trebuie să-l ajuți orice ar fi, oricât ar fi omul și orice ar face omul, în primul rând. Și în al doilea rând, mai mult decât atât, pentru că m-a deranjat că ei au desfăcut contractul de muncă. Adică, bă, dacă era unui factor, domnule, comun, da, domnule, știi că imagine. Mă, cum îți fără carnet? Adică, și să-l arunci ca pe musea stricată, ei miliția, ai văzut ce face miliția? Miliția te aruncă, ei l-a aruncat, îl iau deschis, desfăcut contract de muncă. Că de ce... Te afecta imaginea. De ce, mă? Lasă-mă bine. Și mie... Cred. De ce a afectat miliția? Păi, vezi, miliția, e tot miliția. De cum mă ajută? Tu au o glorie a ta, ei desfaci cu un loc să-l ajuți,
Să zici, domnule, fac cerere și vine să joc. Cum era ăla? Trebuie să apuntem, de la... Bani mică. Creșii de milioane, evaziune fiscală, președintele. Nu de fiecare, să nu știu, nu știu, sau de, să nu știu. Era un președinte. L-au angajat ei la pușcărie, venea omul, chemețea clubul cu tare, ruga acolo, se ducea, dormea la pușcărie, venea ziua lucra, ducea la pușcărie și de milioane, evaziune. La ei în clubul cu evaziune, de la ei. Și ăsta mult acum duce, fără carne, nu ducea mă rup. Cum e des? Îl aruncăm, dacă nu se ia, miliția. Nu corect ce face miliția. Pentru perioada pe care o va petrece, totuși acolo se va reduce probabil, dacă va lucra la dezvoltare, va petrece 3 luni. 3 luni jumate, poate 4. Știi că cam câteva zile, nu știu, v-ați spus, zic cam 5 zile, 6 zile maxim, poate să petrece, dacă îi fac regim mai mult, adică să muncească 10 ore, adică, să înțelegi cum. Perioada mă gândesc că petrec... 6 ore pe lună, 6 ore... Nu poate să fie o lună, 2 zile, trebuie să facă 4 luni. Poate să poate să scrie și o carte cu cărțile, mai merge, nu? Merge. Se poate, poți să faci doar două cărți bani. Și din două cărți, dar din două cărți care le faci bani, nu-ți mai dă 30 de zile, îți dă numai 20 ceva de zile. Lăs că le știu eu asta. Nu, vreau să vă întreb dacă pentru perioada asta, care totuși o va petrece acolo, probabil că e una dificilă, grea. Știți și mea asta, ce vorbesc. Aveți un spate de însuflet? Să fie greu, e greu pentru mental, el, dar trebuie să știe bine. Nu mai poate el. Nu mai poate, de unde? Nu știu. De unde? N-ai. Dar el e prieten mult dacă mai este ăla, că era un director curat. Zgălos așa, era care era... Era mă, unul curat. Nef, înțelegi? Brunet, mă, că sunt prieteni, înțelegi? Și el era prieten, el venea pe acolo, ăla, ăla. Normal că are o prietenie ceva acolo, dacă are, nu? La Jilar. Dar nu e problemă, regimul deschis nu poate, mă, nu are ce să-ți facă. Regimul deschis e regim deschis. Regimul deschis stai în celulă cât vrei, ești cât vrei, adică ești liber. Nu te cum ar vrei. Și dacă eu fac o hârtie de angajare, el nu o poate refuza. Că nu o pot refuza, n-au cum. Că îi spun, domne, i-are dreptul la muncă. Înțelegi? Și în astea patru nu poate după o lună jumate, normal, trebuie să-i dea drum acasă. Ei nu dau că sunt criminali. O să rezolv eu și treaba asta cu pușcările, o să vedeți. Este un an jumate, doi, după alegeri. Ca să facem lege clară, băi, deținutul, el obligatoriu, care sunt fără violență. Obligatoriu, regimul semideschis, 25 de zile acasă, obligatoriu îi dai. Nu că dacă vreau eu, vocație, cum spune criminalii, că ei sunt de aia milițieni de aia după vremea în Ceaușescu, și care vin alții acum, sunt toate niște milițieni, ei, de milițieni de ăștia care fac aia, Academia. La Academia. Academia. La 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 Academia. Da, mă, da. Rupt rapidul cum se întâmplă? Ce? Rupt rapidul, da? Ce crezi că poate vrota la un punct dacă bate? Se poate, noi știm că sunt 4 puncte. Încă noi, eu am lejeritate, atât nu am nicio emoție, atât timp cât sunt pe locul întâi și am niște puncte acolo. 1, 2, 3, tot. Cât am 2, 3 puncte avans, nu am nicio emoție, nu e la meci lejer. Avem 5 puncte față de Craiova, 7 de... 5 de puncte. E plăcut pe locul întâi? Nu, trebuie neapărat să avem o diferență acolo ca să putem să n-avem probleme. Dar ce putea să facă Erba Saras dacă dădea golalul sau dacă dădea ăla? Noi trebuie să marcăm golul și gata. De-aia trebuie să dă împotriva și lor. Cupa României e un obiectiv pentru echipa în această an? Da. Și Cupa României e un obiectiv pentru că nu poți să știi. Nu pot ști 100% că iei titlul, că aș fi singur, eu nu mai interesa, nu? Dar dacă nu iei titlul, Cupa României este Europa League.
Adică joci și e ceva. Nu? Dar nu e mă problemă că eu acum în iarnă un atacant. Poate nici la nume sau? Nu știu. Trăim, din Africa? Poate vin de acolo. Da. Acum ne uităm, acum sunt deja întrimis. Te uiți, vezi să aibă peste 1.85, 1.90 și... Ce vrea? Mă înțeles. Companiul ce vrea? El te găi doi la acasă. E părut. Sau se bat. E și părut, vă joc în dreapă. Dar veți încerca să portați totuși discuția și cu Tavin și dacă neapărat la voastră. Pentru că până anul trecut valora 20-30 de milioane, era o bișterie a doua. Tavin, numai el singur poate să-și ridică. Nu ai ce? Păi la el e vorba de talent, mă, la talent nu-i poți spune talentului tu. Ce-i poți spune tu darul? El are dar. Îi spui lui unul care muncește, bă, muncește așa, bă, așa, lasă de aia, lasă de aia. El nu-i bada un cuvânt. La el e, nu știm care-i secretul, de ce. Nu știu. Are o prietenă, se căsătorește acum, i-am luat și apartament de 200.000 de euro, ca să se liniștească asta. Adică, bă, uite, îți dau 20.000, am apartament, 20.000 de euro. Că nu l-am botezat, îl cheamă George, nu-l tai. El e George, îl cheamă. Cum l-am botezat? L-am botezat, mă, nu era el nu era, era de religie de sec. Era de sec, aia, ce zic că îi vezi doamne pocăiți. Ei sunt sec, dar îi zic că îi vezi doamne pocăiți. Că minciună, nu sunt pocăiți, ei sunt sectați. Și atunci el nu avea un curte la el, acolo, că avea și o biserică, nu era fric. L-am botezat ortodox, l-am băgat în botez cu preot, l-am botezat ortodox și acum îl cheamă George. Eu trebuie să-i spun George, el nu-i tare. De-aia poate nu joacă, că spun tare, îi spun George. Cel este George, el acum dacă se căsătorește, are o prietenă, o să facă și comunia asta, logodnă, prima dată, ca să poată să nu trăiască în desfrânare cum ar veni cu prietena lui, că trebuie să ai o legătură. Hai cu un copil, trebuie să ai o legătură. Și după aia poate să devin. Nu? Și asta este cu George. Niculescu i-a dat tot și el în continuare, nu? Cu prestații mai bune. Niculescu. Băi, Ted are 1.90. Băi, tânăr. Băi, când intră acolo, când pui piciorul pe minge, să lovească ca de perete de tine, mă. Nimic. Dar toată lumea aștept, să vedem. E atât. Jucătorii tineri nu trebuie să debaraseze repede de ei. Nici George, nici... nici Miculescu. Că tineri, ei poate să explodeze oricând. Și după aia are greci. Dar mai trebuie să fie cu controlul, nu? Ei, de unde să știu de chiar? Dar mai trebuie să fie cu controlul. Dar de unde, mă? De prima dată. Ați apărat pe antrenor așa... Băi, Drăciulescu, eu când l-am văzut, m-am mirat pentru că nu prea cu minte. E prea cu minte, știu și când era fundbalist, un om prea, prea cu minte, un om liniștit. Eu când l-am văzut, mă miram, zic, bă, l-o fi pus așa, că e așa fac, bă, tu critici, bă, ăla, la emisul la Nici. Acum așa fac, bă, tu te iei de ăla, tu te iei de ăla, tu ești mai agresiv, tu ești mai cu tare, adică ca să fac emisiunea ei. Mă gândeam, bă, dar Giulescu nu-mi vine să cred. Dar așa, adică a fost prea... Dom'le, patru, stai jos, dar cum mă dai și noi te toată? Nu l-a deranjat. Am mers până la jignire, adică am mers. Mm. Adică prea sfidător, adică nota 4 stai jos. Dar nu-i dai nota 4, că ăla se duce la anul, o să aibă 2.000 milioane. Salariul antrenor. Că așa ei fac milionar cu toți. Are ofertă sau aștepta să câștige timpul ca să... Așa îi fac eu milionar. Îi fac pe antrenorii toți milionari. Toți. N-ai văzut și pe ăla și pe dâncă. Dar are. Și pe jucător. Și pe jucător. Pe noastră cine vă face și mai milionat? Dumnezeu. Nici mai mi-e bun. Dar apropo de Chiriche, și are o clauză referitoare la timpul care e accidentat și care nu joacă, cum e? Are clauză că nu primește, dacă nu joacă 50% din meci, nu primește primele. Salariul normal. Nu se pune problemă.
Până la urmă, fac și eu ca impresarul lui. Ai luat 10 milioane cu el. Asta e, din 10 milioane, e adevărat că îmi pare rău de bani, da? Mă gândesc după aceea, lua pe 10 milioane, dau de bani. Și așa se întâmplă în viață. Până la urmă, nu se știe. Că alea, meciurile ce am făcut, le-am făcut și cu el în tăie. Primele 5-6 etape, nu? Să vedem. Nu, nu se știe, poate și în campionatul cu el, poate ce în Liga Campionilor cu el. Nu? Ce faci? Banii de la Muruță nu au mai ajuns? Acum ne ajutăm cu ei. Că noi trebuie să luăm 1 milion acum. Pentru că el a participat. Aia dacă se califică în Liga Campionilor. I-a zis, da, domnule, dar nu era la noi. Nu era la voi, dar și jucat, nu că era la voi, dar și jucat 2 meciuri. Atunci ne explicăm, la FIFA, să vedem, durează un an, 2, avem timp, așteptăm, 100% e bani. De la Morița. Altceva. Hai, cum să vă revedem? Da, am revenit în direct aici la Fanatic Superliga. Mulțumim încă o dată sponsorilor, sponsorul principal Superbet și sponsorul premium Aqua Carpatica. Suntem cu Bănel Nicoliță, Vivi Răchită și Andrei Vochin. Știrea dimineții, Cătălin Țepelin a părăsit funcția de redactor șef a Gazetei Sporturilor, se pare după un conflict cu patronii din Elveția. Ați văzut ce a declarat și Gigi Becali și nu uitați, în jurul orei 13:30 avem Suflet de Rapidist, direct și exclusiv pe www.fanatic.ro, o ediție specială. Moderatorul Robel Nița l-are invitat pe Dan Șucu, patronul Rapidului. Deci la 13:30 un dialog foarte interesant între Robel Nița, Lucian Ionescu, colaboratorul și colegul lui Robel Nița, și patronul Rapidului Dan Șucu, în exclusivitate pe fanatic.ro. I-a făcut milionari, Gigi, pe antrenor? Da, și pe Tudoran, și pe Dică, și pe Vintilă, și pe Andone, și pe Petrea, și pe toți, toți ăștia numai milionari, dar în lei de-aia vechi. A? Cum? În lei vechi. A, deci mă auzi, a făcut și milionari în lei, a? Vechi. A? Da, dar să știi că cine pleacă de la FCSB are cotă, asta e adevărul. Are o cotă mai bună. Olăroiu și Reghe. Nu? Au cotă. Lasă și Tănase să aduc. Eu vreau și de jucător, nu doar de antrenor. Nu, deci de antrenori acum. Da. Piții. Unde? Piții. Piții l-a făcut pe Gigi milionar, ca să zicem așa, da, da, cu echipa de fotbal. Hai să mergem și la colegul nostru, la Daniel Șendre, editorialistul de la noi, de la Fanatic.ro și unul dintre colaboratorii de bază aici la emisiune. Daniele, salut! Salut, Horia, salut tuturor! Salut! Bă, Daniele, ce părere ai? Țepelin out de la GSP? Da, am văzut la voi, este o surpriză total neplăcută. Nu știu ce s-a întâmplat, evident, dacă nu aveți voi informații. Nu, de acolo, na, îți dai seama, e prea... Încercăm să sunăm și la el și la Cătălin, la Tolontan, dar momentan nu răspund. Bine, probabil Țepelin, îți dai seama ce chef are să stea de povești pe la televizor acum. Da, te rog. Da. Mă șochează un pic pentru faptul că el este un jurnalist foarte bun. Este și un manager foarte bun. Eu l-am găsit acolo în 2007 sau în 2008 când am venit în presă. El era atunci șeful departamentului fotbal intern, dacă nu mă înșel. Apoi a preluat divizia asta online și a făcut din GSP ceea ce este astăzi. Cred că trebuie Cătălin recuperat de către presă, pentru că este un jurnalist foarte inteligent, este corect, este genul de om care are și viziune și în momentul în care Cătălin te contrazice, e cazul să te resari, pentru că are argumente foarte puternice în spate și este foarte greu să câștigi într-o discuție cu el. Mă mai surprinde faptul că odată ce am văzut la voi știrea, am intrat pe GSP, nu este nicio știre, este doar undeva jos pe site filmulețul pe care l-ați prezentat și voi cu plecarea lui. Avem o problemă. Este totuși fostul de acum redactor șef al Gazetei, dar știți foarte bine, Gazeta face un eveniment din foarte multe lucruri care sunt mici, iar ăsta
pare a nu fi pentru Gazeta un eveniment. Plecarea lui Cătălin Țepelin, redactorul șef, intrat aproape copil, din câte știu eu, în redacție, mă surprinde. Ce mă mai surprinde este și faptul că Daniele, poate nu le-au dat șefii din Elveția voie să scrie. Pun-o și pe asta. Dacă informația adevărată că a existat un conflict, o diferență de opinii, dacă asta e informația care circulă acum între Cătălin Țepelin, niște diferențe mari de opinii și de principii între Țepelin și șefii din Elveția, repet, nu știu. Doar spun așa, ce am ciupit și noi acum, repede, stânga-dreapta, așa, poate cine știe, poate de-aia ne-a apărut. Poate au primit, ca să zic așa, direcție, înțelege așa, sau ordin, mai înțeles, să nu se dea nimic, să nu se facă un caz. Deși vorba ta e un cutremur, nu? Că e un șoc, nu? Daniel, e un șoc. Este. Eu știu că redacția Gazetei este o redacție curajoasă și de aceea mă surprinde acest amănunt, care numai amănunt nu este. Ar fi un dezastru pentru presa românească în general, pentru societatea noastră, ca o redacție cum este Gazeta, o redacție foarte curajoasă, o redacție care ale cărei anchete a dat jos inclusiv miniștrii, dacă o asemenea redacție a devenit supusă, dacă o asemenea redacție a început să se teamă, dacă o asemenea redacție nu face ceea ce ar trebui să facă, ceea ce ar fi normal să facă din cauza unor presiuni sau de teama unor represalii. Este un moment pe care, cum să spun, noi care îl cunoaștem pe Cătălin, noi care suntem în presă, îl tratăm un pic și emoțional, însă n-aș vrea nici să fac un măgar din țânțar sau ceva de genul ăsta, dar e clar că ceea ce se întâmplă acolo nu este în regulă și nu este în regulă pentru Gazetă, clar, nu este în regulă pentru presă, nu este în regulă nici pentru societate, pentru democrația noastră, să nu uităm ce înseamnă Gazeta. Hai, știi cum e, să nu ne antepronunțăm, că nu avem informații, nu știm ce s-a întâmplat. Chiar nu știm ce s-a întâmplat. Adică n-aș vrea, știi cum e, să părem așa niște amatori care comentăm acum, mai înțeles, în orb, fără să avem informații. Care bârfim. Care bârfim, practic. Horia, nu. Atenție. Dar ce e, Daniel, ce e clar este că e clar că am văzut un Cătălin Țepelin plecând supărat după atâția ani din locul lui de muncă, din casa lui, de la Gazeta Sporturilor. Asta e clar. Bineînțeles, am văzut cu toții imaginile. E clar că nu e o despărțire cu flori, deși Cătălin asta am văzut că avea în brațe. Indiferent ce ar fi acolo, respectul ar trebui să rămână. Discut cu domnul Dan Șucu, da? Să impunem puțin, nu? Da. Deci, oameni buni, ne-a tăiat nocturna. N-or fi tăiat nocturna. Cine? Ăștia, prietenii lui Țepelin, noritea nocturna. M-ai înțeles, da. Suntem iarăși în direct la Fanatic Superliga, dar suntem pe final de emisiune. V-am zis la 13:30. Rămânesc pentru că urmează Dan Șucu, o ediție de colecție Suflet de Rapidist al lui Robert Niță și al lui Lucian Onescu, cu domnul Șucu invitat. Da, suntem cu Bănel Nicoliță, cu Vivi Răchită și cu Andrei Vochin și, bineînțeles, cu sponsorii noștri, sponsorul principal Superbet, da, și sponsorul Premium Aqua Carpatica. Dacă mai îl prindem pe șent, trebuie să mai vorbim 5 minute de Gabi Safta, asta e, i s-a luat curentul, i s-a luat și spațiul de emisie, mai înțeles? Totuși Andrei a vorbit, totuși a apucat săracul să vorbească, mai zis, hai totuși să intrăm cu Safta 5 minute, să ne spună ce a mai fost pe internațional. Și asta e viața, că știi cum e, Daniela a apucat totul să spună câte ceva, nu? E supărat Gabi după meciul de seară. Cum? De ce? După 2-2 și două goluri. Hai, dar să spune și golurile FCSB-ului. Două goluri ale portarului. Gorcea, dacă era Iliev în poartă, nu știu dacă lua unul de cele două. Lasă-mă, voi vorbiți de petrolul vostru, că sunteți praf. Mai bine critici tu FCSB-ul, mai înțelegi, și voi sunteți praf. Domnul Richet.
Mă rog. Da, da, da. Deci haide să vorbim cu Safta 5 minute, pentru că după aceea vom ieși. Asta e, s-a căzut nocturna, înțelege, emisiune mai scurtă. Da, dar stați liniștiți, stați liniștiți că ne vedem vineri dimineața la 10.30 și duminică. Da, atenție, deci duminică avem ediție specială de Fanatic Superliga, că toate meciurile importante sunt sâmbătă din etapa a 12-a, nu, dacă nu mă înșel, etapa a 12-a. Iar emisiunea de astăzi, cu tot cu tăierea de curent, dacă vreți să o revedeți, da, la 17.30 pe canalul de YouTube Fanatic.ro și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici. Gabi, te ascultăm, te rog, salut, ești în direct. Te salut, Horia. Bă, zi repede, că acum se taie iară curentul, ne taie curentul iară. Ieniță e disperat pe acolo. Avea un din ăla uriaș, cum îi zice, mă, la țac, care tai. Are niște Gabi. Da, da. Zi, Gabi. Vă salut pe toți cu un deosebit respect. Ieri toată presa sportivă a lumii, Horia, a preluat din cotidianul spaniol El País informația potrivit căreia UEFA vrea ca din 2027 să formeze 3 ligi în Champions League. Și eu, Gabi, care am crezut că presa a preluat declarațiile lui Gigi de ieri că Florinel Coman în premieră mondială iese el când vrea. Se scoate. Eu asta am crezut, dar nu, m-auzi? Nu mai e nici presa mondială ce a fost. Vorbim de lucruri neserioase, cum e nou format de Champions League, lucruri absolut neserioase, Andrei, și nu discutăm de lucrurile cu adevărat care contează, da? Că un jucător se scoate singur. Asta, bă, revoluționează fotbalul românesc. Gigi, nu, te rog, zi, Gabi, zi. Da. Cred că din această cauză nici nu mai accesez Gazeta, Marca și ASU, pentru că n-am ce știri să găsesc acolo. Aseară, UEFA a dezmințit tot, absolut tot. Suntem surprinși și șocați de ceea ce am citit. Dezmințim categoric, a spus vicesecretarul UEFA, Giorgio Marchetti, care a precizat că nu e nicio idee de vreo superligă la nivel UEFA. Marchetti susține că UEFA va avea mereu competiții continentale bazate pe rezultatele din campionatele interne. Niciun caz nu ar vrea să păsteze aceleași echipe în Champions League. Are și presa mondială tabloidele ei, nu? Da, El País, cel mai puternic ziar politic însă din Spania. Da, deci au și spanioli, ca noi, balcanici, au și spaniolii, mai înțeles, tabloidele lor și atacul lor la persoană care inventează știri. Așa, am înțeles, deci s-a dezmințit oficial. Și au folosit expresia de la noi, dezavuăm ideea Superligii propusă de marile cluburi, cum ne-am putea gândi noi la așa ceva, a încheiat Marchetti. Declarațiile lui Răzvan de ieri după duelul cu Panathinaikos i-au atras un val imens de critici, mai ales din partea celor din Atena și a presei centrale. Însă, Kriakos Kiriakos, membru în Consiliul de Administrație a lui PAOK, a reacționat pe măsură și spune că Răzvan va fi susținut total. Îl atacă dur pe Jovanovic, antrenorul lui Panathinaikos, căruia îi spune că atunci când va câștiga și el un campionat fără arbitri și cu o echipă din afara Atenei, va înțelege ce înseamnă presiunea și dăruirea. Nebun e cel care consideră acum pe Lucescu nebun. Kiriakos a mai spus că în 2017, când s-a născut cel mai de succes echipă din istoria lui PAOK, puțini au înțeles-o de la început. Lionel Messi se întoarce pe Camp Nou și își va putea... O secundă, pentru că mi s-a deschis și mie întoarcerea emisiei. Uh-huh. Aveam un eco. Scuze. Lionel Messi se întoarce pe Camp Nou și își va putea lua adio de la fanii Barcelonei cu ocazia unui meci direct dintre FC Barcelona și Inter Miami. Este promisiunea pe care a făcut-o proprietarul clubului din Florida, Jorge Mas. Va face un posibil meci direct pentru argentinian pe Camp Nou sau într-o altă zonă a lumii, vom afla. Știu că Messi nu a vrut să plece de la Barcelona, că nu și-a putut lua nici măcar rămas bun, e trist din această cauză, de aceea îl voi duce acolo unde a fost adoptat de copil și îi voi oferi ocazia să le spună la revedere celor din Barcelona, a spus proprietarul lui Inter Miami. Pe de altă parte, aseară Lionel Messi s-a îmbrăcat în bucătar. În primul rând și-a promovat sandwich-ul care poartă numele, după care a prezentat un meniu pentru copii chiar pe stadionul lui Inter Miami. Acum, orice se poate întâmpla în jurul lui Lionel Messi, pentru că americanii știu să facă bani din orice. Da. Celebrul Piers Morgan a mai dat o lovitură. Joi va fi difuzat interviul cu Zlatan Ibrahimović. Printre altele, suedezul a spus că Ten Hag nu e omul potrivit pentru Manchester United.
Nu spus... trebuia să spună Zlatan, că vedem și noi, nu, chiar nu trebuia să ne spună Zlatan. A spus-o și Cristiano. Da, exact. Da. Nu. Da. Păi, de altfel, a și spus că Zlatan a făcut cea mai mare greșeală să îndepărteze pe Ronaldo, de Gea și pe Sancho. Ibrahimovic a mai dezvăluit că la prima întâlnire cu Guardiola, spaniolul i-a spus că fotbaliștii nu vin la antrenament cu Ferrari. A doua zi a ajuns în parcare la Barcelona fix cu un Ferrari și a fost dat afară. Când... Da, astăzi a zis cum a fost povestea lui Bănel Nicoliță cu Victor Pițurcă. Da, n-a mai venit Piții a doua zi la antrenament. Da. Când spun că sunt Dumnezeu, eu chiar sunt, a mai spus Ibrahimovic și a zis un lucru drăguț. Sexul e mai bun decât fotbalul. Cine gândește diferit are o problemă cu sexul și trebuie să ceară ajutor. Suedezul a fost întrebat și dacă i-ar face față lui James Bond, și a spus că l-ar distruge, dar e prea scump pentru că nu muncește gratis. Interviul va fi joi seară. Incredibil, dar adevărat, meciul din Champions League-ul Asiei, din Iran, dintre Sepahan și Etihad, echipa lui Neymar, nu s-a mai jucat din cauza unei statui care se afla în interiorul stadionului, lângă terenul de joc. În fapt, un monument al lui Qasem Soleimani, un general al unități de elită Pasdaran, omorât într-un raid cu drone al americanului în Bagdad și care a avut permanent obiectiv atacarea Arabiei Saudite. Când au văzut acea statuie, saudiții au refuzat să mai intre pe teren și au plecat acasă. Urmează ca o comisie de disciplină să ia o decizie. Vorbim de Champions League-ul Asiei. E adevărat că până în acest sezon iranienii și saudiții nu se întâlneau în meciuri directe pe unul dintre terenurile din Iran sau Arabia Saudită, se juca pe un teren neutru. Tot în Champions League, ieri Cristiano a marcat primul său gol în această competiție și continuă procesul fostului președinte al Federației Spaniole, Luis Rubiales. Se strânge lațul pentru acesta, este judecat pentru agresiune sexuală. Ieri, trei jucătoare din naționala Spaniei, Putelas, Paredes și Rodriguez, au fost la tribunal și au confirmat că Rubiales a insistat ca Henry Hermoso să înregistreze un video prin care să confirme că acel pupat a fost consimțit. Rubiales i-ar fi cerut asta în timp ce plângea și o ruga pe Hermoso să facă videoul pentru fiicele lui, au zis cele trei fete. Închei. Ce, m-auzi, arăt... Gabi, ce fete și astea, mamă, ce turnătoare și astea. Ce m-auzi, mare fete, dar cu mare caracter. Mai zici că le-au omorât. Acum serios vorbesc, zici că le-au omorât. A pupat-o mai exagerat, că luaseră titlul mondial. Și atenție, mai ții minte imagine din autocar imediat după finală? Da, n-aveau nicio problemă, da. Fetele. Vezi ce înseamnă influența presei, influența anturajului. Când mai ții minte că după meci în autocar băteau Cuba, au strigat președintele nostru, glumeau. Mai înțeles? Și brusc a doua zi a devenit inamicul public, iar acum astea se mai duc și mai și toarnă. Că l-a rugat și pentru fete. Îți dai seama, ăsta plângea că pentru fetițele lui. Adică chiar, bă, e ok. Și-a dat omul demisia, da, până la urmă, da? Lasă-l, mă, în pace. Acum, o să-l omorâm acum. Înțelegi? Da. Crede-mă ce spun. O să-l pedepsească exemplar pe Rubiales. O să vezi, mai vorbim. Da, nimeni nu mai vrea să vorbească de acel video care n-a fost un fake, ci pur și simplu a fost o distracție a fetelor după acel pupat. Păi asta zic, atunci nu mai era monstru Rubiales. Da. Era El Prezi. El Prezi, da, sau cum îi scandau numele, da. Iar acum fetele astea de mare caracter vin ele și ca pe vremea Inchiziției, ai cuvântul meu că tot vorbim de Spania, ca pe vremea Inchiziției. Dacă dintr-un pupat s-a făcut în halul ăsta, da, Dumnezeu, a greșit omul, n-a stat în cadru oficial. Bă, dar de aici, cum să spun, să răstorn planeta... Doamne ferește. Și reamintesc că acea fată Hermoso ratase o lovitură de la 11 metri, probabil de aici a venit descărcarea de mare bucurie a lui Rubiales. Unul dintre cei acuzați în cazul Negreira, Horia, fostul președinte al Barcelonei, Sandro Rosell, a fost aseară la radio Cadena Cope și a spus: în acea perioadă aveam un anume Messi, un Busquets, un Iniesta, un Alba. Federația a spus deja că n-a avut nicio influență asupra arbitrilor. Am fost acuzați de crimă, dar nu s-a găsit cadavrul, a zis Sandro Rosell, fostul președinte al Barcelonei. Al mincinos. Da. Aia găsesc toți documente, cecuri cu care să... Îți dai seama ce tupeu au, da. Da. Spania tinde să fie peste România la ce se întâmplă. Apropo și de El Pai. Apropo de Spania și ce tinde să devină, cei din fotbalul, spre exemplu Tebas, președintele ligii, a spus că ei vor să organizeze campionatul mondial.
în viitorul apropiat și au spus că au mici șanse, din ce în ce mai mici șanse, pentru că cele mai mari scandaluri din lume sunt acolo. Rasism contra lui Vinicius, Hermoso și Negreira. Sunt trei cazuri. Da, Gabi, care... te rog, care e finalul? Finalul, da, ai anunțat știrea cu arbitrii, fericit și eu pe Feșnic, Avram. Da, nu mai revenim, te rog, nu mai revenim, da? Închei și vă arăt pe cine a bătut de câteva ori atacantului Manchester United, Anthony. Se numește Gabriela Cavalin, îl acuză pe Anthony, știm, de violență domestică. Între timp, Anthony a fost reprimit la antrenamentele lui United și a fost chiar convocat pentru meciul de Champions League cu Galatasaray. Să aveți o zi bună și voi și colegul Cătălin Țepelin, care îți spune. Să mai văd puțin pozele, să mai văd poze, ia. Să mai văd pozele, da. A fost un meci foarte greu. Da. Ca și Andrei, îi țin pumnii strânși lui Cătălin Țepelin. Îți dai seama ce dobitoc. Ai înțeles? Să ai o femeie ca asta și tu să o iei la șuturi și la pumni. Îți dai seama ce... Bine, minte de... Da. Da, ce ai zis de Țepelin, Gabi? Și eu mă alătur lui Andrei Vochin, îi țin pumnii strânși lui Cătălin Țepelin, pe care l-am avut coleg de câteva ori chiar, și sper ca toate lucrurile bune pe care le-a făcut să se regăsească în următorul loc de muncă. Știu că este bun prieten cu Gusti Roman, care plecase la un moment dat de la Gazetă, și sunt multe lucruri de făcut pentru un om atât de bun precum Cătălin Țepelin. Mulțumesc, Gabi! Mulțumesc mult, Gabi! Băieți, vă mulțumesc! Ne oprim aici! Mulțumesc, Bănel! Mulțumesc, Vivi! Mulțumesc mult, Andrei Vochin! Mulțumesc sponsorilor! Superbet, sponsorul principal al emisiunii, și Aqua Carpatica, sponsorul premium al emisiunii, și bineînțeles băieților care ne ajută și în studio, și în regie, și pe partea tehnică, și, bineînțeles, pe partea editorială. Asta e, s-a luat nocturna, ne-a căzut și nouă nocturna, se mai întâmplă. În câteva minute, ediție specială Suflet de Rapidist, în direct și în exclusivitate aici pe site-ul fanatic.ro. Invitatul de marcă este patronul Rapidului, domnul Șucu. Robert Niță și Lucian Ionescu chiar vor avea o emisiune, în mod sigur, de colecție, de pus în ramă. Vă invit să o vedeți, repet, în direct și în exclusivitate pe fanatic.ro. Ne revedem cu Fanaticul vineri de la ora 10:30. Toate cele bune, vă las în compania lui Robert Nița, lui Lucian Onescu și mai ales a lui Dan Șucu. Mulțumim încă o dată tuturor și vă invit să urmăriți o ediție de colecție cu patronul Rapidului în prim plan, Dan Șucu.